demonstrăm un moment de reculegere în memoria victimelor atentatelor de la Bruxelles. Mulțumesc! Ședința ordinară de astăzi, 23 de proiecte pe ordinea de zi. Unul dintre proiecte a fost retras din inițiativa domnului primar, cel care l-a inițiat. Cunoașteți. Proiectul 19 a fost retras de pe ordinea de zi. Domnul primar interimar, Alexandru Chise. Știu sigur că toți cunoașteți ordinea de zi la ședinței de astăzi, de aceea nu o să mai dau o citire. Știu că au fost discuții în comisii, ieri și alaltă ieri. Dacă sunt observații la ordinea de zi de astăzi. Nu există. Vă supun votului dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă. În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a intra în ordinea de zi de astăzi, dacă sunt observații la procesele verbale ale ședințelor anterioare. Și aici mă refer la ședința ordinară din 11 februarie 2016 și la cele două trei ședințe extraordinare. 15 februarie, 19 februarie și 29 februarie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, procesele verbale au fost aprobate. Intrăm în ordinea de zi. La primul punct, îl rog pe domnul secretar Daniel Spânu. Da. Este vorba de raportul primarului municipiului Ionescu din starea economică, socială și Ionescu, în municipiul Ionescu în anul 2015. Această lucrare, așa cum știți, în fiecare an, este prezentată. Este o lucrare mai mult statistică. Nu o să dăm citire. Sunt de fire de multe pagini. Dumneavoastră le-ați primit. Sunt convins că le-ați citit. Această lucrare este cuprinde 5 capitole. Din evoluțiile sectoriale, infrastructura municipiului Ionești, starea socială, starea de mediu, obiectivele primăriei și raportul de activitate a primarului municipiului Ionești. Pentru partea de ordine publică, o să dăm cuvântul domnului comisar Șermă Ușan, care prezent în această ședință. Am onoarea să vă prezint o informare privind evoluția stării contravenționale și infracționale pe raza municipiului Ionești în anul 2015. În perioada de referință, efectivele Poliției Municipiului Ionești au desfășurat activitatea în baza și pentru aplicarea și respectarea legilor, protecția drepturilor fundamentale, protecția vieții și siguranței cetățenilor și apărarea statului de drept, un spațiu în care se prinde convingerea că drepturile cetățenilor sunt pe deplin respectate și că securitatea lor este garantată. Respectarea legii, protecția drepturilor și libertăților, protecția vieții și siguranței cetățenilor și apărarea statul de drept constituie valori fundamentale și au reprezentat elemente de bază ale organizării de desfășurării activității muncii de poliție. Menționăm că obiectivele generale ale Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și cele ale Inspectoratului General Poliției Române circunscriu obiectivele din program de guvernare și documentele de planificare strategică ale Ministerului Afacerilor Interne. Activitățile desfășurate de cadrul Poliției Municipiului Ionești în anul 2015 au fost orientate în principal către realizarea următoarelor obiective și priorități. 1. Prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului pe componentele prevenirea și combaterea tâlhăriilor în mediul urban, prevenirea furtului din auto în mediul urban, pentru că noi avem în subordine și 18 comunii din mediul rural, prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale, în special în mediul rural, și diminuarea riscului infracțional și victimar în rândul minorilor, prevenirea factorilor antisociale, incinta și imediată apropierea unităților de învățământ,
și creșterea gradului de siguranță a participanților la trafic rutier cu componentele de asociat de acțiuni preventive, creșterea gradului de informare și realizarea unei colaborări eficiente cu partenerii instituționali. În anul 2015, pe baza priorităților care le-am prezentat, în domeniul prevenirii criminalității la nivelul polițienești s-au realizat indicatori de performanță constând în acțiuni în zonele cu risc criminogen 66, activități educative informative 106, acțiuni organizate exceptuate pentru combaterea infracțiunilor contra patrimoniului 63, acțiuni exceptuate pentru combaterea infracțiunilor contra persoanei 30, pentru combaterea infracțiunilor care se comit în stradă 47 și acțiuni informative educative prin de poliție rutieră 103. Pe linia poliției rutiere, în anul 2015, au fost aplicate un număr total de 7.362 sancțiuni contravenționale, cu 276 mai multe ca în anul anterior, din care 7.150 la regimul circulației rutiere și 210 la alte acte normative. Așa cum știm, polițiștii au competență generală și pot aplica sancțiuni și la alte acte normative, numai la regimul circulației rutiere. În totală sancțiunilor la regimul circulației, 5.057 au fost aplicate conducătorilor auto, 2.093 altor participanți la trafic, respectiv 1.569 pietonilor, 221 bicicliștilor și 228 căruțașilor. Pentru realizarea efectului preventiv educativ privind comportamentul rutier al conducătorilor auto, în afară de sancțiunile menționate, au fost luate și măsuri complementare, respectiv reținerea permiselor de conducere, la un număr de 484 persoane, cu un plus de 69 față de anul anterior, toate pentru fapte care atrag reținerea pe loc, precum și 181 certificate de matriculare, cu un plus de 41, pentru motive în special de natură tehnică. În ceea ce privește conștientizarea celor participați la trafic, alții decât conducători auto, în perioada analizată, cadrele poliției rutiere au efectuat un număr de 82 ședințe cu tematică rutieră, au difuzat 23 materiale caracter preventiv și au distribuit un număr de 100 pliante cu tematică rutieră. Deși s-a desfășurat un număr mare de activități stația preventive pe raza municipiului Onești, fără comunei din zonă, s-au înregistrat 13 accidente grave. Aici avem un plus nou față de perioada anterioară, cu mențiunea că întreg județul Bacău a avut o creștere la evenimente rutiere, soldații cu morți și răniți. La municipiul Onești am înregistrat 14 răniți grav, un plus de 11 față de perioada anterioară supusă analizei. Principalele cauze care au generat aceste evenimente au fost indisciplina pietonilor, 1569 sancțiuni aplicate cu un plus de 348, neacordarea priorității de trecere a pietonilor și auto, avem 242 permise de conducere deținute cu un plus de 44, și neadaptarea vitezei la condiții de drum, avem 1245 sancțiuni contravenționale aplicate, cu mențiunea că numai cadrele biroului rutier sunt cuprinse în aceste cifre. Activități pe raza municipiului Onești, poliție rutieră, au desfășurat și cadrele serviciului rutier Bacău prin compartimentul de drumuri naționale și europene. Cadrele poliție de proximitate, un număr de 8 cadre desfășoară activități în această zonă, au tenat în principal pentru sprijinirea populației, participând la 140 ședințe în instituții de învățământ și 120 la asociația de proprietari, au pregătit antifracțional număr de 500 persoane și au distribuit peste 1500 pliante caracter preventiv educativ. Au fost indicate 78 stări de disconfort, 12 locuri și medii nesiguri, 255 potențiale victime. S-au indicat 135 stări conflictoare, existând luânțe măsuri pentru prevenirea comiterii unei infracțiuni cu violențe. Prevenirea siguranței în școli, noi avem un plan teritorial comun de acțiune cu inspectoratul școlar. Pe scurt, vă prezint doar situația privind infracționalitatea. În anul 2015, unități de învățământ nu au fost înregistrate pe raza municipiului Onești nicio infracțiune și nu au existat reclamate cazuri de elevi șantajați, cadre didactice agresate sau alte evenimente cu impact negativ, aspect care se menține și în acest an, în primele două luni și jumătate. De asemenea, s-au făcut verificări la unități de învățământ, prezând modul de asigurare potriva infracției și s-a constatat că în ultima perioadă au fost luate măsuri, fiind necesară continuarea activităților pentru asigurarea bunurilor și valorilor din unitățile de învățământ. De asemenea, în anul 2015, cadrele poliției Onești au menținut zilnic pe 3 schimburi ordinea și siguranța publică în municipiul Onești și au participat la alături de efectivele de jandarmi,
la măsură de asigurare a siguranței publice rutiere cu ocazia manifestorului cultural artist sportiv organizat pe raza municipiului Onești, respectiv Festivalul Verii Sărbările Tineretului, concursul de autociclism, atletism, Festivalul Teamă, marșuri și procesiuni religioase, mitinguri, manifestări naționale de anul nou, comemorări de punere de coroane, festivități prin ziua națională, ziua eroilor, zilele municipiului și alte activități care se desfășoară pe raza municipiului Onești, pe care dumneavoastră îi cunoașteți. Prezentând infracționalitatea mediu stradal, o componentă importantă a activității noastre, în anul 2015 s-a registrat o scădere de la 31 infracțiuni comise în anul 2014 la 17 în 2015, cu o scădere de minus 14, ponderea fiind deținută de 10 furturi din autoturisme, aici se registrează o creștere cu minus 15, 2 furturi de componente auto, de obicei oglinzi, ștergătoare și altele, 2 furturi de autoturisme care au fost recuperate, majoritatea sunt în aceste situații furturi de folosință, și o infracțiune de tâlhărie comise prin smulgere de obiecte în speță poșetă. În anul 2015, la nivelul poliționesc, s-au primit un număr de 754 petiții ale cetățenilor, din care 482 au constituit sezări privind tulburarea liniștii publice. 262 au constituit diferite cereri, 591 au fost soluționate conform prevederilor legale, 30 s-a dat răspuns negativ, nu intra în competența poliției, 71 au fost comunicate precizări pentru o soluționare legală. Conducerea subunității a primit în audiență un număr de 158 persoane, problemele fiind soluționate conform prevederilor legale. Datorită unei prezențe active în stradă al polițiștilor, jandarmilor și alte instituții care participă la asigurarea ordinii publice, numărul situațiilor în care s-a impus intervenția la solicitările cetățenilor prin sistemul unic de apeluri de urgență de competența poliției a scăzut. Realizându-se 306 astfel de intervenții în anul 2015 cu un minus de 58. Poliția română, fiind în continuare cea mai solicitată structură MIAI de către cetățeni prin sistemul 112. Un volum mare de activități s-a desfășurat pentru verificările efectuate de cadre de poliție în teren, venind de evidența populației la solicitarea serviciului de evidență a persoanelor onești, în vederea eliberării documentului de identitate, precum și pentru prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii, executarea mandatelor de executare a pedepsei închisorii și arestare preventivă, verificări privind persoane asistate social sau minori dispăruți din centre de ocrotire, la solicitarea direcției de asistență socială sau a altor instituții specializate, executarea mandat de aducere la diferite instanțe sau parchete, verificări pentru acordarea avizului de port-armă la persoane fizice, precum și alte activități specifice înconjurate cu atribuțiunile conferite de lege. Având în vedere aspectele prezentate, supunem atenției Consiliului Local următoarele aspecte pentru menținerea siguranței publice și prevenirea criminalității pe raza municipiului Onești. 1. Insistăm pentru asigurarea în continuare a obiectivelor și bunurilor de interes public cu sisteme de fază și alarmare, în special a complexului alimentar Piața. Se impune iluminarea corespunzătoare pe timpul nopții a parcărilor, a zonelor comerciale și a unor străzi din cartiere marginale și pentru prevenirea comiterii special furturi prin spargere de autoturisme, dar în ultimul timp avem și de societăți comerciale, tâlhării prin smulgere de obiecte și fapte cu violență, special în zona barurilor și altor unități de alimentație publică. De asemenea, solicităm Consiliul Local să analizeze posibilitatea alocării unei alte locații, zone în care se desfășoară coborul săptămânal, având în vedere că în prezent se încalcă prevederi legale privind circulația căruților și animalelor pe drumurile naționale și europene. Și aici mă refer la DN11, DN11A, DN12. În situația că se vor aplica prevederi legale, nici o căruță, nici un alt mijloc de transport cu tracțiune animală nu va mai intra în obor. Noi înțelegem, ori să analizați posibilitatea creierului drum lateral să nu mai vină pe strada Bulevardul Mărășești. Deci este foarte important că dacă e să aplicăm prevederi legale, niciuna nu mai intră și atunci problematică o știți cu dumneavoastră mai bine ca noi. De asemenea, insistăm că pentru apărarea ordinii și liniștii publice, aplicarea prevederilor legale privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor de interes local, dirijarea circulației rutiere pe raza municipiului, asigurarea respectării legislației în domeniul urbanismului și disciplinii în construcții, protecția mediului, comerțului și alte norme de interes local, punerea aplicarea unor legi, hotărâri, inclusiv ale Consiliului Local, dispoziția ale primarului, considerăm că se impune continuarea activităților pentru identificarea resurselor necesare în vederea înființării poliției locale.
ca serviciu public de interes local specializat. Din evidențiile noastre și din discuțiile purtate cu colegii noștri din țară, este singurul municipiu din România care nu are poliție locală, singurul, și singurul oraș de județul Bacău care nu are poliție locală. Deci, ca un mediu urban. Având în vedere aspectele prezentate, asigurăm cu Consiliul Local că efectivele Poliției Municipiului Onești, ca structura Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, componenta Poliției Române, își va desfășura activitatea permanent în interesul cetățenilor și în sprijinul autorităților publice, având ca obiect prioritar și pentru anul 2016 reducerea criminalității pe raza de competență și asigurarea unui climat corespunzător de siguranță civică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul comisar șef, vreau să-mi permiteți să vă felicit atât pe dumneavoastră cât și colegii dumneavoastră pentru dreptul profesionist în care v-ați făcut treaba în această perioadă. Și lucrul acesta se observă din rapoartele prezentate an de an în ședințele de Consiliul Local. Îi rog pe colegii consilieri care doresc să-i pună întrebări domnului comisar șef să o facă. Vă rog, domnul consiliere, ne? Vreau să spun două lucruri, de fapt. Calitate de președinte al Comisiei Juridice și Apărarea Ordinii Publice, vreau să spun că am colaborat foarte bine cu persoanele din conducerea Poliției Municipiului Onești și ori de câte ori am avut probleme, i-am chemat, ne-am consultat, deci a fost o colaborare bună. Dar vreau să atrag încă o dată atenția că este nu știu al câtele an în care în raportul pe care îl prezintă Poliția Municipiului Onești ne urechește, dar ne atrage atenția că ar trebui să, pentru a respecta niște dispoziții legale, să găsim un alt loc pentru obor și că este tot pentru respectarea dispozițiilor legale trebuie să înființăm această poliție locală, cu cum vrei să-i spuneți. Este... Am înțeles și... Da, deci cu atât mai mult cu cât pentru să impune înființarea pentru cetățeni. Am mai spus și am trecut și acum 2 ani, fac naveta Onești, Bacău, nu există comună. Cea mai amărâtă comună, să nu vezi, care poliție locală, cu o mașină sau cu două, cu polițiști îmbrăcați frumos, eleganți, care preia o parte, bineînțeles, din atributele poliției. Nici nu trebuie să se face poliția locală, nu trebuie să facă poliția și la noi, numai la noi, nu se întâmplă că nu sunt fonduri. Mă întreb și eu, cât poate fi degrevat bugetul, cât de mult poate fi grevat pentru a înființa această poliție locală. Deci, sunt două lucruri pe care zic eu, de ani de zile, conducerea municipiului Onești nu a rezolvat aceste probleme. Sper ca în viitor, eu știu, după alegeri, dacă va veni un alt consiliu, bineînțeles că va veni un alt componență a consiliului, un alt primar, sper ca aceste două lucruri să fie îndeplinite. Mulțumesc! Domnule președinte, domnule președinte, care dori și eu. Domnule președinte al Comisiei Juridice, înțeleg că de 8 ani de zile sau de când sunteți consilier local nu ați reușit să găsiți o soluție viabilă, astfel încât să veniți cu o inițiativă concretă și să propuneți înființarea poliției locale. Domnul, eu am proiect de înființare. Deci, dacă veneați, putem spune în dezbatere, o analizăm și vedem exact care sunt efectele. Eu am avut discuții cu domnul comisar Moroșanu pe acest subiect, am făcut o analiză împreună cu departamentul de specialitate, era undeva la 10 miliarde pe an. Am considerat că acești bani, din inițiativa mea, trebuie să acordați cu prioritate în altă direcție. Dacă exista un amendament, o propunere concretă din partea dumneavoastră, putea măcar să fie analizată și votată în Consiliul Local. Domnul primar, eu am impresia că dumneavoastră nu știți care sunt atributele consilierilor și atributele executivului. Deci atributele consilierilor este un foc legislativ. Eu am proiect de înființarea acestei comisii, cel care trebuie să găsească fonduri să pună în aplicare, și repet, să pună în aplicare, este executivul. Nu mă urecheați pe mine pentru ceea ce nu face executivul. Proiectul 1. Când a fost execut, nu am primit nimic. Vă rog să-mi cereți permisiunea de a lua cuvântul.
Dacă mai există alți colegi care doresc să... Eu vreau să vorbesc, dacă îmi dați voie. La subiect. La subiect și la predicat. Da? Aveți cuvânt. Că, domnule viceprimar cu atribuții de primar, vă rog ca în următoarea săptămână să cereți la secretarul municipiului Ionești să vă dea toate proiectele de hotărâri depuse care stau la mapă, pe care trebuia să o faceți de mult, de când ați ajuns interimar sau viceprimar cu atribuții de primar. Trebuia să verificați dumneavoastră. Nu e obligația mea să vă aduc eu aminte să le verificați care sunt proiectele care au fost depuse și care nu au fost discutate niciodată. Să le verificați pe cele de acum o lună, de acum două luni, de acum un an, de acum trei ani, de acum cinci ani, de acum șapte ani. Să vedem dacă mai sunt de actualitate și dacă mai sunt de actualitate să le puneți pe ordinea de zi. Dacă nu sunt de actualitate, nu ne urecheați pe noi că nu știți că nu le-ați văzut. Domnule secretar, din 89... Vedem ce propuneri sunt și analizăm, da? Domnule, nu din 89, din 49, dacă e cazul. Din 49. Da? Mulțumesc. E treaba dumneavoastră, nu-i treaba mea asta. Mulțumesc. În ceea ce privește raportul domnului comisar, mă rog la Dumnezeu ca să ne lumineze mințile, ca la anul când vine domnul comisar șef cu raportul, pe care același raport pe care îl citește de mulți ani încoace, modifică numai niște cifre atâta. Să nu ne mai spună de poliție locală și să nu ne mai spună de obor. Dar pentru asta trebuie să ne lumineze mințile noastre atunci când punem o ștampilă. E simplă problemă. Da? Mulțumesc, vă mulțumesc și eu. Mai era cineva care ridica mâna pentru... Vă rog, domnule. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să-l mai felicit încă o dată pe domnul comandant cum a făcut anul trecut, că voi fi criticat cu siguranță că iarăși încerc să mă dau bine cu poliția, ca și cum aș fi avut probleme. Totuși, merg și de data asta și o fac, vă felicit pentru activitatea depusă. Și referitor la înființarea poliției locale, este un proiect pe care, cum a spus și domnul viceprimar cu atribuții de primar, l-am discutat împreună cu domnul Moroșanu. Un lucru este cert, poliția locală se poate înființa. Cu siguranță că este un efort financiar pe care trebuie să-l facem. Dar totodată cred că când un primar lasă la o parte de teamă și practic își dorește liniște, disciplină, curățenie în municipiul Ionești, face și un act de curaj la un moment dat. Aici nu vorbesc de domnul Cristea, că nu-i măsură, nu-i vinovat dânsul de situația actuală, nu că nu-i măsură. Practic trebuie să înființăm poliția locală pentru că se va autofinanța. Se va autofinanța din eventualele, să știu eu, amenzi sau sancțiuni care se vor da la respectarea disciplinei în construcții, la respectarea disciplinei în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și totodată la alte măsuri în ceea ce privește siguranța pe drumurile rutiere, parcări și așa mai departe. Mulțumesc, domnul viceprimar. Are cuvântul domnul consilier Emil Lemnaru. Este o problemă veche aceasta. Și legislația în domeniu s-a schimbat de câteva ori până să finalizați una din ele și să fie aplicabilă pentru o poliție comunitară eficientă, așa cum de fapt se cere în toată țara. Suntem singurul, probabil, oraș, nu din țară, dar din județul Bacău, care nu are poliție comunitară. De ce? Oneștiul este un oraș sigur. Cetățenii sunt în siguranță, infracționalitatea este scăzută ca urmare a acestor activități deosebite desfășurate de acest organ de represiune, de fapt. Iată că s-a făcut și economii la bugetul local, pus în probleme deosebite, în oraș sigur unde să vină investitorii în oraș să facă locuri de muncă. Dar am convingerea totuși că se vor găsi resurse, mai tăiem de un festival, mai tăiem de o altă distracție și să scoatem bani să putem face poliția locală care este necesară, având în vedere că această siguranță cetățeanului trebuie să crească permanent. Nu poate să rămână constant. Pentru că mai întâi trebuie să faci orașul nesigur și după aceea să faci poliția locală. Sunt elemente care se pot prelua. Dar astăzi, prin grija poliției municipale, care are câteva orașe de subordine, se rezolvă și problemele poliției locale. Mulțumesc, domnule consilier. Domnule comisar șef, mulțumim frumos. Dacă vreți să asistați în continuare. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate tuturor. Mulțumim. Trecem la proiectul 2 de pe ordinea de zi. Îl rog pe domnul secretar Daniel Spânu. Dar vă rog să mai discutăm proiectul sau expunerea. Chiar a scris doar pe raportul domnului comisar. Ah, dacă
Pe marginea cărui material să discutăm? Ați citit materialele, știți? Domnul comisar poate să retragă, mulțumim încă o dată. Dacă sunt discuții pe marginea acestui material, vă rog frumos să o faceți. Materialul era foarte de informativ, aducere la cunoștință. Nu e proiect de hotărâre. Nu e proiect de hotărâre. Dacă sunt probleme deosebite, vă dau cuvântul. De ce? Vă rog frumos, doamna Pașcu. Domnul Părinte, dumneavoastră, voi și Nichită la Iași, a avut poliți comentare și unde a ajuns. Vă rog frumos, doamna consilier, haideți să fim vă rog frumos astăzi, aveți o vorbă, domnul consilier Burdugan, da? Știți care este? Astăzi eu sunt șeful, da? Vă rog frumos să țineți cont de chestia asta. Aveți cuvântul, doamna consilier. Raportul primarului municipiului Ionești. Aproape 200 de pagini, vorbe goale. O grămadă de erori legate de numărul populației. Vedem la pagina 9 din raport faptul că la data de 1.1.2015 Oneștiul are 53.120 de locuitori. Tot în același raport se spune că conform recensământului din 2011 există 39.172 de locuitori. Deci, habar n-avem câți locuitori are Oneștiul la acest moment. În ceea ce privește forța de muncă și șomajul. Vorbiți la singular. Noi dacă am scris, înseamnă că știm. Păi, spuneți-mi și mie cât sunt, că nu știți. Că dumneavoastră ați scris. N-am scris eu. Eu vă spun ce nu... Rog frumos, prezentați-vă. Am înțeles să răspund la intervenția. Primar, dacă dorește să răspundă... Dacă de mutat. Hai să vedem. Ne uităm la obiectivele primăriei municipiului Ionești pentru anul 2016. Dar eu vorbesc numai dacă sunt atenți cei de acolo, că văd că toată lumea stă de vorbă. Vă ascultăm cu interes. Nu discut pentru presă, eu discut, poate auziți ceva. Interes maxim. Da, am înțeles sarcasmul. La obiectivele pentru anul 2016, ne uităm la... nu știu... Fonduri europene. Urmărește primăria să facă o grămadă de, să absoarbă o grămadă de fonduri europene, dar nu cred că s-a făcut niciun demers în acest sens până la momentul de față. Vedem că din 2012 până în anul 2016 nu s-a întâmplat absolut nimic în Onești, niciun proiect european, n-a fost atras niciun euro pe proiecte europene. Singurele lucrări care s-au desfășurat pe proiecte europene au fost cele care au fost atrase de către primarul anterior. Deci pe durata mandatului lui Laurențiu Neghina și a dumneavoastră, n-a reușit să atragă niciun euro din fonduri europene. Venim aici și spunem că fonduri europene, mamă, creșterea gradului de absorpție a fondurilor europene, creșterea față de zero, o să fie 1 sau 2%, 200 de pagini de vorbe goale, adică ne dăm seama că totuși orașul ăsta este un oraș aproape mort, un oraș în care nu se mai întâmplă nimic de ani de zile și totuși din raportul acesta ar reieși că orașul lui este bine. Cred că, nu știu dacă l-ați citit, domnule viceprimar cu atribuții de primar, cred că ar trebui să-l citiți și să vedeți dacă ceea ce scrie acolo e chiar așa cum e realitate. Mulțumesc, domnul Citian Zarzu, vă rog frumos. Da, am să fiu foarte scurt. Vă rog frumos, domnul primar, un drept la replică la discuțiile doamnei Pașcu. Cred că sunteți puțin pe din afară. Da, normal. În primul rând trebuie să faceți diferență între numărul de locuitori actual din statistică și numărul de locuitori din recensământ. La fondurile europene ați votat și dumneavoastră și s-au făcut demersuri, așa cum bine știți, în vederea atragerii fondurilor care sunt menționate acolo și am menționat doar ceea ce s-a propus și s-a dat spre investiții. Faptul că nu s-au deschis liniile de finanțare până astăzi, cred că nu ține nici de primar, nici de viceprimar, nici măcar de consilieri locali. Mulțumesc. Domnul Daniel Spânu, vreau să fac o precizare. Vreau să fac și o precizare cu privire la numărul de locuitori. Din păcate, în România, deci nu numai în municipiul Onești, este această situație oarecum bizară. Există trei categorii sau trei instituții. Populația este ținută ca și evidență de trei instituții. Statistica, unde
Anul acesta, la 1 ianuarie 2016, avem 52.000 de locuitori și cu această ocazie vă informez că începând din mandatul următor vom avea 21 de consilieri. Pe recensământ sunt 39.100 și ceva, iar pe evidența persoanei sunt undeva la vreo 54.000, atâtea CNP-uri sunt, în jur de 45.000 de alegători cu drept de vot. Nu știm să vă spunem cifra reală, adică nu avem o situație exactă. Acestea sunt datele puse de către instituțiile statului. Și atunci, spre exemplu, la ADIS cât declară? Aici e o problemă foarte, foarte delicată, să știți. Dar nu declarăm noi. Eu pot să spun că nu știți de cauză. Poate care domnul Duceți Marco a trebuit de primarul răspuns. Vă rog frumos să-mi cereți permisiunea să luați cuvântul. Declarăm că s-au declarat. Are cuvântul domnul consilier Zarzu Ciprian, vă rog. Am să fiu foarte scurt, am vedere coordinea foarte lungă. M-am citit raportul, în mare e cam o copiere a celui de anul trecut, ca și valori, ca și obiective. Nu trebuie să citești acest raport ca să-ți dai seama că situația din Onești nu este cea mai bună. Și este de la an la an din ce în ce mai proastă. Asta din punct de vedere al populației care scade de la an la an, chiar dacă din punct de vedere statistic sau alte valori crește, se poate vedea cu ochiul liber și nu trebuie să citești acest raport, trebuie să fii un simplu cetățean în acest oraș ca să vezi că puterea de cumpărare a scăzut, pentru că valorile taxelor, impozitelor și a serviciilor care trebuie să plătești sunt din an, mai an, din an, an la an, din ce în ce mai greu suportabile. Nu trebuie să vezi că, nu trebuie să citești acest raport ca să vezi că locuri de muncă dispar și nu mai apar altele. Nici pe acolo, nici investitori mai încearcă să mai echilibreze balanța. Ca măsuri, doresc și doream să văd, sau poate în viitor apropiat, măsuri de oprirea acestei cădere economice a Oneșului și am mai spus-o nouă, dar și-o spun de mai multe ori, astfel încât să există un punct zero de la care Oneștiul să relanseze măcar la un sfert de cât era în 89. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnule consilier. Domnul... Da. Domnule Ciprian Zarzu, v-aș invita să fiți bărbat și să veniți cu soluții și să nu vă mai plângeți în fiecare ședință de situația Oneștiului. Altă placă nu avem, domnule Chistă. Să cereți de la Consiliul Local să venim cu soluții. Noi suntem aici să aprobăm sau nu proiecte ale dumneavoastră și ale consilierilor. Aveți și drept de inițiativă, domnul Zarzu. Am avut și inițiative care dumneavoastră le-ați respins, care erau benefice pentru mediul economic, care dumneavoastră le-ați corectat după aia, numele propriu, dar prin eroarea dumneavoastră, așa că nu mai cereți nouă consilierul local să vă rezolvăm problemele dumneavoastră pentru care sunteți plătiți și ales un consiliu local. Mulțumesc. Proiectul 2 pe ordinea de zi, expunerea de motive, domnul secretar Daniel Scurma. Doamne, domnul consilier, în comunitate cu prevederile legii 273 privind finanțele publice locale, în respectul adăcărilor de evaluare, legea bugetului pe 2016, numărul 339 de 2005, legea 248 de 2005 privind stimularea participării în învățământul preșcolar, hotărârea guvernului 15 pe 2016, normele de aplicare a legii 248, au fost repartizate sumele debancate pe aceste cheltuieli. În baza deciziei numărul 1 din 19.2.2016, Administrația Județeană a Finanțelor Publice a repartizat municipiul Ionești cu adresa numărul 23.655 pe 2016, suma de 46.000 de lei în trimestrul iunie 2016, suma debancată din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, pentru finanțarea acordării stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță. Cu adresa numărul 738 din 3.3.2016 s-au repartizat sumele debancate din TVA și aici vreau să fac o precizare, vorba de trimestrul 4, nu trimestrul 1, cum din eroare a apărut. În aceeași problemă se va fi și la raportul de specialitate. Deci pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și altă drepturi în valoare de 1.688.000 lei pentru unitățile de învățământ pe Universitatea de Stat. În baza adresei numărul 739, pe 2016, s-a aprobat repartizarea sumelor de bancate din taxa de valoare adăugată din trimestrul 4, s-au redus creditele cu 400.000 de lei și a crescut în trimestrul 1 cu aceeași sumă. Bugetul local al municipiului Ionești cu modificările ulterioare este prezentat în anexa numărul 1 la prezentă a hotărârii. Față de cele prezentate, vrem să analizați, să aprobați proiectul de informe prezentate. Raportul de specialitate, doamna Iva.
Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative, articolul 49 aliniatul 1, punctul 4 din legea 273 a finanțelor publice locale, versiune actualizată, articolul 36 aliniatul 1, punctul 4 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, versiune actualizată, în conformitate cu legea 248 din 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și hotărârea Guvernului 15 din 19.1.2016, s-au aprobat acordarea de etichete sociale pentru grădiniță. Cu adresa 23.655 din 2016, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău a repartizat suma de 46.000 lei din taxă pe valoare adăugată pentru acordarea stimulentului educațional sub forma tichetului social. Evidențierea creditelor bugetare pentru plata acestor tichete se va face de la capitolul 650250, alte cheltuieli privind învățământul, titlul 5702, aliniat 570203. Cu adresa 738 din 3-a 3-a 2016, s-au repartizat sume defalcate din TVA în trimestru 4 pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și alte drepturi în valoare de 1.688.000 lei pentru unitățile din învățământul pe Universitate Sfântul. În baza adresei 739 din 3-a 3-a 2016 s-a aprobat repartizarea sumelor defalcate din taxe pe valoare adăugată. Din trimestru 4 s-au redus creditele cu 400.000 lei și au crescut în trimestru 1 cu aceeași sumă. Menționez că aceste sume vor reîntregi creditele pentru trimestru 1 la capitolul 6502-20 materiale în vederea achitării utilităților aferente. Bugetul modificat al municipiului Ionești este prezentat în anexa numărul 1 la hotărâri. Față de cele prezentate, vă rog să analizați proiectul de hotărâre și să decideți. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Specialitate. Domnul Tofan. Avizat favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot, dacă nu există. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul a fost votat. Proiectul numărul 3 are cuvântul domnul secretar Daniel Scună. Doamnelor și domnilor consilieri, prin hotărârea Consiliului Local 43/7/2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale de Domeniu Public și Privat de SA, Societate de Acțiuni, reorganizarea Serviciului Public, Direcția Tehnică a Domeniului Public și Privat, la care acționarul cu procent de 100% este municipiul Ionești, reprezentat de Consiliul Local 43. Societatea se desfășoară activitatea în domeniu, prestează servicii de salubritate, administrare cimitire, servicii de întreținere zone verzi, servicii zoo, servicii de reparație și întreținere străzi în municipiul Ionești, lumina publică. În desfășurarea activității este necesară întocmirea și aprobarea unui buget de venituri și cheltuieli. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 este prezentat în anexele 1-4 la prezenta hotărâre. În bugetul local pe anul 2016, pentru secția de domeniul public și privat Ionești, a fost prevăzută suma de 10.546.000 lei, iar diferența de 279.000 lei din alte surse. Bugetul de venituri și cheltuieli a fost înaintat cu adresa 10.051/2016. Față cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, conform articolului 36 aliniat 3, litera C din legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată, Consiliul Local, în exercitarea atribuțiilor sale, exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile participațiilor deținute la societățile comerciale. SECE Domeniul Public și Privat este societate comercială înființată prin hotărârea Consiliului Local 42 din 12.7.2010. Potrivit actului constitutiv al societății, Consiliul Local, în calitate de acționar unic, aprobă anual bugetul de venituri și cheltuieli al societății reprezentată de Consiliul Local Onești, este organul superior de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016 este prezentat în anexa numărul de la 1 la 4 la hotărâre și este în sumă de 10.825.000 lei, exclusiv TVA. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 a fost fundamentat conform
OG numărul 26/2013, ordinul MF numărul 20/2016, legea 339/2015 a bugetului de stat pe 2015, legea 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Începând din anul 2015, aprovizionarea cu materiale se face de către DFP Onești. În bugetul local, suma propusă a se aproba pe anul 2016 va fi de 10.546.000 lei, iar diferența de 279.000 lei din alte surse. Este necesar gestionarea cu responsabilitate a fondurilor pentru a se încadra în prevederile bugetare aprobate. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Raportul comisiei, vă rog. Favorabil. Favorabil. Mulțumesc. Dacă există discuții pe marginea acestui proiect? Da? Vă rog să-i permiteți doamnei consilier care a ridicat mâna înaintea dumneavoastră. Aveți cuvântul. Și m-am uitat pe buget. Avem prezenți în sală, așa cum ați constatat, domnul director Paris, director economic și doamna Cendro, da? Șef serviciu. Mulțumesc. Deci, avem cheltuieli cu publicitatea. Pentru ce? Cheltuieli de reclamă și publicitate. 14.000 de lei. La ce se folosesc banii ăștia? Dacă ne poate răspunde cineva. Sau unde ajung banii ăștia? Poate cineva să ne răspundă? Vă rog, răspundeți, sigur că da. După cum știți, DFP-ul este o întreprindere publică. Chiar din demersul de azi pe care îl faceți, îmi propuneți să ne extind sfera de activitate și spre alte surse. Drept dovadă, anii trecuți, am făcut lucrări și la alte firme, așa cum este prevăzut și în contractul de delegare a gestiunii. Am deplasat utilajele pe care tot autoritatea tutelară le-a cumpărat, răspânditorul de asfalt, cilindrul compactor și alte utilaje care trebuie puse la treabă și atunci când nu sunt necesare pentru autoritatea tutelară, așa cum prevede și contractul de delegare a gestiunii, suntem obligați să le ducem să lucrăm cu ele în altă parte. Pentru faptul că ne-a făcut publicitatea, având în vedere că postul de televiziune are de cuprindere pe tot județul, am făcut anul trecut lucrări și pe la Dofteana, am făcut lucrări și aproape de Bacău și prin alte comune din cadrul județului. Pentru faptul că am făcut această reclamă, ne-am făcut cunoscuți și deja în acest an avem două firme care au venit în acest moment, răspânditorul de asfalt lucrează și produce bani, având în vedere că deocamdată noi nu avem front de lucru pentru a face asfaltări. Pentru aceasta am făcut reclama și publicitatea și pentru a face o activitate interactivă cu cetățenii, în sensul că să știe în sens larg serviciile comunitare de utilități publice se adresează direct cetățeanului, politicele le faceți dumneavoastră și noi vrem să ne adresăm populației în așa fel încât orice recomandare pe care ne-o transmit și pe această cale vor duce neapărat la creșterea nivelului calității serviciilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul consilier Ștefan Martin, vă rog. Da. Nu vreau să intru într-o polemică cu domnul director Paris. Ceea ce am avut de spus, le-am spus la ședința ta. Nu vreau să intru într-o polemică pentru că, așa cum ne spune nouă domnul, azi trebuie să fim mai, suntem în post, trebuie să fim mai permisivi, mai indulgenți cu cei de lângă noi. Votul meu va fi împotrivă, din aceleași motive pe care le-am spus la ședința AGA cu privire la buget de venit și cheltuieli. Și mă refer, în primul rând, nu la serviciul de publicitate, care l-am înțeles și nu prea, ci la remunerația administratorilor societății DFP. De-aia vă votam împotrivă. Pentru că în acest buget sunt prinși acei bani. Și întreb iarăși, așa cum am întrebat și la ședința AGA, pentru ce iau acei oameni bani. N-a reușit să mă lămurească nimeni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier. Dacă nu mai există... Eu mai aveam niște întrebări, dar... Aveți întrebări? Da, vă rog, de asta sunt prezenți... La
la cheltuieli am mai văzut aici cheltuieli cu închirieri utilaje, 411.000 de lei. Cam ce utilaje închiriați pentru suma asta? 411.000 de lei bugetată mi se pare o sumă destul de mare. Pentru utilajele de dezăpezire pe care le închiriem de la terți, pentru macarale, pentru PRB-uri, pentru toate utilajele necesare de desfășurarea activității. PRB au omul. N-aveți PRB? Nu aveți în dotare? PRB este în dotare. Avem atunci când capacitatea este depășită, dacă autoritatea tutelară face destul de multe note de constatare cu privire la toaletări și la intervenția pe iluminatul public și când se suprapun lucrările, câteodată suntem nevoiți la volumul de lucrări să închiriem și din alte părți. Da. Suma e foarte mare oricum. Cheltuieli cu hrana și medicamentele câinilor, 108.000 de lei. Din informațiile pe care le am eu, foarte multă lume duce acolo oase, duce mâncare la câini. Câinii oricum sunt într-o stare deplorabilă. Bolnavi, nu știu pe ce cheltuiți banii ăștia. Cel puțin până acum, eu sper că în 2016 să-i cheltuiți. Și ca starea animalilor din adăpostul pe care îl încercați să-l faceți, să respecte normele europene, banii să fie cheltuiți cerebral. Și să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat până acum. Știți că este o problemă foarte mare în ceea ce privește modul în care se are grijă de câinii pe care îi aveți acolo. Câinii sunt bolnavi, câinii nu sunt tratați corespunzător. Știți că sunt o grămadă de asociații care sunt cu ochii pe dumneavoastră. Cred că acolo ar trebui să fiți un pic mai atenți. Sper ca 2016 să genereze o cheltuire a banului în ceea ce privește și acest lucru cu rațiune și cu respect față de animalele pe care le aveți acolo. O să vă răspund, da? Da, singură, domnul președinte, că am fost întrebat și trebuie să răspund. Da, vă rog să răspunde. Activitatea în adăpostul de câine este guvernată de ordonanța 155 și legea bunăstării animalelor, legea nouă. Să fiți convinsă că toți banii pe care cheltuiți sunt pe baza acestor legi și n-aș vrea să-i spun un punct de vedere contrar cu al dumneavoastră, că nu pot, sunteți și acționarul meu și n-aș avea dreptul să fac treaba asta. Dar să știți că activitatea noastră este urmărită, monitorizată de Direcția Sanitară Veterinară. Și eu cred că ar trebui să ținem foarte mult seamă de o instituție abilitată să facă apreciere la felul în care ne administrăm. Și zic eu că avem rezultate bune pe această linie. Și dacă a fost închis temporar acest adăpost, a fost nu pentru că sunt câinii tratați altfel sau că nu sunt tratați bine, pentru faptul că se depășise capacitatea de cazare a adăpostului, pentru faptul că de foarte mult timp, tot din lipsă de fonduri, nu s-a extins acest adăpost pentru a putea avea o capacitate mult mai mare. Numai din aceste considerente s-a închis temporar activitatea. Dar pentru informarea dumneavoastră, am observat că am depus deja, am făcut primii pași să extindem adăpostul, am creat deja platformele betonate, am achiziționat, am făcut toate demersurile să achiziționăm un cabinet sanitar veterinar, acela care este după toate regulile, ca să nu mai intrăm niciodată în contradicție cu ce sunt normele și că ni s-a dat timp parțial voie să prindem iar câini, să dezvoltăm activitatea de ecalisaj, pentru că deja s-a observat că a crescut îngrijorător numărul de câini pe domeniul public. Deci din această cauză am avut adăpostul închis și nu pentru că n-am respectat alte condiții. Și în calitatea pe care o aveți de acționar al meu, sunt obligat să vă spun așa cum este ale lor. Eu nu vreau să intru în detalii și nici să vă contrazic aici ședință, însă știm amândoi motivul pentru care s-a închis acest adăpost. Indiferent de ceea ce scrie pe hârtie, știm amândoi modul în care sunt tratați câinii acolo. Deci e o chestie bine cunoscută, sunt o grămadă de filmulețe și pe internet, sunt o grămadă de oameni care cunosc. Nu sunt din adăpostul din Onești, cu ultimele fonduri. Domnul, lăsați-mă să am rezervele. Mulțumesc. Domnul viceprimar, că n-ar fi vrea să intervină, vă rog, domnule viceprimar. Dacă știți amândoi ce probleme sunt, cred că ar fi în regulă să ne spune și nouă. Să nu rămână așa un secret între dumneavoastră și domnul Paris, că nu e cazul. Că ne referim la banul public, în primul rând. Vreau doar să fac o completare de ceea ce a spus domnul consilier Martin.
că dânsul își rezervă dreptul de a vota împotrivă datorită faptului că ce din Consiliul de Administrație a DPP-ului iau niște salarii cum iau. Vreau să vă supun atenție, de fapt să vă readuc aminte faptul că salariile de acolo, mă refer la directorul executiv și neexecutiv, sunt cele pe care le-a propus PNL-ul. Adică PNL a propus maxim 4 salarii de diferit la oră. Poftiți? Nu, vreau doar să fac o confrontare, să fim riguroși. Și vreau să vă spun că domnul Martin, nu vă supărați. Dați aceeași dovadă, cel puțin de lipsă de fair play. M-a lăsat să vorbiți, vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Ați propus 4 salarii PNL, maxim 4 salarii. N-am propus nimic. Cu 6 ați venit. Cine a propus? Vedeți cine au făcut propunerile și o să cer o copie după procesul verbal să vedem cine are dreptate. În primul rând. Deci, directorii executivi au maxim 4 salarii cât a propus PNL. Punct. A doua problemă. Directorii neexecutivi, adică membrii de Consiliul de Administrație care nu sunt executivi, au un salariu mediu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog frumos să dați voie să explic domnului consilier cu atribuții de viceprimar, care nu a fost la ședința respectivă, că nu m-am referit la salarii. M-am referit că în afară de salarii, mai există și o grilă din profit. Profit pe care îl face pe banii noștri, pe ai mei și pe ai dumneavoastră. Știați treaba asta? Eu știu de toate treburile de acolo. E foarte bine atunci, eu de asta am discutat. Mai puțin de problema care știu doar doamna consiliera, Bobroaie și domnul Paes. De aia discutam, da? Votul lui dumneavoastră, proiectul. Cine este pentru? Domnul președinte, am o mică întrebare legată de partea de presă. Haideți să mergem mai departe. Eu cred că au fost suficiente discuțiile, întrebările. Dar nu sunt suficiente pentru că partea de presă nu a fost lămurită. Pe ce criteriu a ales DPP-ul Chitu TV? Vrem să știm și noi că sunt mai multe mijloace de informare masă, nu? Răspundeți-i pe ce criterii au fost. Digital. Vreau doar să vă spun că nu voi vota. Nu voi vota acest proiect în niciun fel, pentru că va nu fi vreo stare din compatibilitate sau de conflict de interese. Mulțumesc! Deci, domnul Gnatiuc și doamna Corina Alexe nu vor vota acest proiect. Nu vor participa. Nu vor participa la vot, scuze. Scuze de exprimare. Mulțumesc. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voturi pentru. Cine este împotrivă? 4. Abțineri? Este în regulă? Deci, două persoane. Da? Mergem mai departe. Proiectul 4 de pe ordinea de zi. Domnul consilier. Domnul secretar Daniel Spânu, expunerea de motive. Doamne consilier, secetă munce de SA este societate comercială sub urmă Consiliului Local, înființată prin hotărârea acestuia și care desfășoară activitate de utilitate publică de interes local. Conform dispozițiilor legale în materie, Consiliul Local este un membru al unității administrative teritoriale, care trebuie să delegeze de sfârșit și naționalitatea la societatea pe care le-a înființat. Prin actul constitutiv de înființare a societății, adunarea generală a adunarilor este reprezentată de Consiliul Local Onești, care este organul suprem al societății și care decide asupra activității acesteia și asupra politicilor economice și comerciale. Prin adresa numărul 10.476 din 29.16, secetă mânce pe ESAN, trimită despre analiză în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli anul 2016 și anexele de fundamentare acestora, bugetul cuprinde de la partea de venituri suma de 50.800.000 lei, la partea de cheltuieli suma de 829.406.000 lei, rezultatul brut fiind estimat la pierdere de 778.606.000 lei. Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli anul 2016 se bazează pe desfășurarea unor activități astfel, însemnarea dosarului de recuperare a veniturilor, investirea cu fundul executor a hotărârilor judecătorești, încasarea debiturilor de la clienți, achitarea obligațiilor curente față de cele și diverse comizori. Bugetul de venituri și cheltuieli alternance de SA, modele fundamentale și alte situații sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărârii. Față cele prezentate, vă recomand analizați și decideți. Raportul de specialitate, vă rog.
Doamnelor și domnilor consilieri, conform articolului 36, alinia 3, litera C din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, Consiliul Local în exercitarea atribuțiilor sale exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile participațiilor deținute la societățile comerciale. Potrivit actului constitutiv al societății Consiliului Local Onești, în calitate de acționar unic, aprobă anual situațiile financiare ale societății. La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 s-a avut în vedere următoarele. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli. Legea 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016. Legea 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Codul muncii modificat prin legea 40/2011. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1802 din 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale. SC Termon CTSA, de la data de 22.07.2013, este în procedură de insolvență la cererea societății. Prin adresa numărul 10.176 din 29.01.2016, administratorul judiciar al SC Termon CTSA și administratorul unic transmit următoarele documente. Anexa numărul 1, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, sintetic, indicatori economico-financiari estimați. Anexa numărul 2, detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli. Anexa numărul 3, gradul de realizare a veniturilor totale. Anexa numărul 4, repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiare a bugetului de venituri și cheltuieli. Anexa numărul 5, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare. Anexa numărul 6, programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor. Anexa numărul 7, situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate. Anexa numărul 8, măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante. Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Programul anual de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității în anul 2016. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății SC Termon CTSA și întreaga documentație este prezentată în anexele la hotărâre. Față de cele menționate, rog să analizați și să deciți. Mulțumesc. Raportul comisiei. Domnul Tofan, fiți, vă rog, atent, raportul comisiei. Nefavorabil. Mulțumesc. Avem prezenți în sală reprezentanții Termon CT. Discuții pe marginea acestui proiect. Domnul consilier Zazu Ciprian, să mai scrie cineva? Vă mai gândiți? Aveți cuvântul, domnul consilier. Da, mi-ar plăcut ca astăzi să fie și reprezentantul nostru în sală, domnul Tarula, dar nu-l văd prezent. Ca și dânsul să aibă un punct de vedere legat de situația de la Termon. Și asta e adevărat. Indemnizația merge, timpul trece, problemele nu se rezolvă. Legat de buget, nimic schimbat, nici nu avea cum să fie schimbat în plus la Termon, având în vedere situația care există. La adunarea AGA din 16.02.2016, doar 5 consilieri au dat prezență invitației care a fost enunțată cu ceva timp în urmă, în termen legal. Din păcate, atunci am fi avut ocazia să discutăm mai în amănunțit, dar așa să zeste ocazia, în situația Termonului și soluțiile care se pot întrevedea acolo. Având în vedere că... Dumnealui vine cu ceva documente sau ia bani de pomană ca alții? Are o activitate... Fost la ultima ședință, AGA a fost la proces. Nu știu dacă v-ați întâlnit cu el la AGA pentru că dumnealui... Nu, eu n-am fost la AGA, e adevărat. Am fost la AGA unde am... Am fost prezent la acea ședință AGA. Și la proces. Și la noi, la ședință, la ultima. La AGA, la care am fost, domnule consilier, prezent 6 dintre noi. Cinci. Da, a fost prezent 5. În momentul în care instanța s-a pronunțat, am primit SMS din partea domnului Tarola cu ceea ce s-a întâmplat la proces. Confirm prezența la proces, confirm prezența la pe 16. Da, și eu cum este în utiere menționat prezența. O singură întrebare pentru comisie. Motivul pentru care este votul negativ, având în vedere că este o firmă în faliment, și motivul pentru care nu am fost înștiințați înainte de a avea o discuție pe acest buget.
Bine, discuțiile s-au purtat în ședință pe baza rezultatelor dumneavoastră, a dezastrului de cel... La microfon, miliard. Domnul consilier, da. Dar pot să vă răspund și eu, nu cred că trebuie să motivăm votul. Am avut o... Comisia, un vot favorabil și atunci să știm noi pe ce... Și eu fac parte din acea comisie. Pentru că dacă e fost normal să fim chemați, să vedem exact, pentru că firma cum e în parlament și probabil mai la termen de 18 va intra în parlament. Dar ca o concluzie, nu ar trebui să anunțat. Da, nu e niciun fel de problemă, da? Dar acum haideți să o luăm așa, discutăm mai altfel, nu neapărat strict să ne înțep, să vă înțepăm, că rezultatele sunt atât de proaste. Și să colegii spun, ia întrebați și ce se va întâmpla cu cele 7 miliarde pierderi pe 2015. Sunt pierderi cauzate din nereparabile creanțe. Bun. Dumneavoastră aici veniți la fundamentarea bugetului cu niște chestiuni care, o știu, cât concret. Țin, cât nu țin. Concret, da. Întocmirea dosarului de recuperare de... Păi da, dosarul nu sunt întocmiri de ani de zile? Îi mai puneți acolo că a mai trecut încă 12 luni și nu... Ce dosare mai întocmiți? E adevărat? Că domn, dosarele sunt de ani de zile, nu? Nu, domnul, nu. Sunt, nu le aveți. Pentru că nu s-au făcut până acum, dacă nu sunt. Atena? Nu, dar nu vreau să facem polemică și cu asta închei, că nu mi se pare nici ceea ce-i trecut aici, cele patru activități care le-ați trecut aici, nu țin. Haideți, eu am vrut să tac din gură, dacă mă provocați. Nu, dar vă provoc, pentru că e riscant. Nu, mai departe nu mai răspund. Da? Haideți. Bun, vă răspund eu. Deci, în anul... Vă rog. În 2016 deja avem 100 de dosari de executare. De ce? Pentru că la momentul finalizării dosarului, la momentul în care instanța s-a pronunțat și sentința devine definitivă, trece un termen. Și nu putem. Și atunci, iar creanța nu se recuperează, azi introduc dosarul la domnul executor, se obține cuvințarea și a doua zi avem și bani în cont. Sunt dosare care au început în anul 2012. Sunt dosare care astăzi se reiau proceduri de executare. Nu e o procedură simplă în care ajung acasă, termin somația și a doua zi avem bani în cont. La această oră, termenul, dacă era așa, nu era în stare de insolvență. Problema cu pierdere este cauzată de sume prescrise din anul 2007, de la data înființării termon CT. Pentru că a preluat foarte multe datorii sau foarte multe contracte doar pe bază de hârtie, fără să face un contract nou cu toți consumatorii persoane fizice. Și atunci, din 2007 și până în 2011, sunt persoane care au consumat, nimeni nu i-a urmărit și astăzi o să venim în fața dumneavoastră cu un raport cu sume prescrise. Și urmează ca dumneavoastră, toți cei din Consiliu, să luați o decizie și să analizați conform și decizii curții Camerei de Conturi, activitatea fiecărui administrator și de motiv pentru care nu s-au urmărit la acea dată încasarea creanțelor. Bun, fiecare dosar din asta ar trebui explicit luat, numai că nu este cadrul. Dar juriștii pot să spună. Ați recuperat, da? Din creanțe, de la diverse. Domnul consilier Buzdugan, care era ordinea în care acele sume recuperate trebuiau... Dau răspunsul. Cine să face vinovat din DPP că au trecut anii, s-au prescris sume și ei n-au urmărit? Termon. Bun. Cine să face? Deci lăsați să treacă 7 ani de zile, nu-i urmăriți pe toți, și acum, cine e persoana vinovată din firma dumitare care avea în sarcină să vadă debitorii să nu pierde termenul de prescripție? Păi, în primul rând, aveați un administrator unic. Anul 2007, o persoană... Bună, funcționarul, o femeie care... Nu. Persoana care coordonează. Nu luăm fiecare. Nu, avem o persoană. Un administrator unic pe care Consiliul Local l-a desemnat. Să spunem. Da. Unde trebuia vărsați banii? De la salarii sau întâi la ani? Nu. Salarii au primii. Și apoi ce la atingează bugetarii. Da. Mulțumesc. Mai există... Cât s-a dat într-o parte, cât s-a dat în altă? Au posibilitatea să recupereze banii prescriși de la salariații care sunt tot vinovați în firmă, care nu au recuperat banii.
Mulțumesc, mulțumesc domnule consilier Tofan. O singură nu sunt chestiune. Urmează convocarea o nouă adunare. Urmează convocarea o nouă AGA în care vom relua exact ce au fost cele trei puncte, adăugăm și aceste chestiuni cu sume prescrise, conform curții de conturi, și urmează noastră să luați o decizie. Mulțumesc, doamna consilier. Un singur lucru aș vrea să subliniez și un lucru de care ar trebui să ținem cont un piculeț. Se recuperează bani de către Termon. Se recuperează bani destul de mulți. Sunt o grămadă de persoane care își pierd apartamentele din cauza datoriilor pe care le-au la Termon. Eu personal cunosc câteva persoane care au fost evacuate din apartamentele pe care le-au avut pentru debite foarte mici. Se ajunge ca pentru un debit de 5.000 de lei sau de 3.000 de lei să-ți pierzi imobilul. Deci vedem și partea cealaltă a lucrurilor. Adică e o societate care oricum nu se mai poate redresa și, din punctul meu de vedere, sunt multe, multe probleme de natură socială pe care le generează această recuperare a creanțelor. Ar trebui să fim atenți un piculeț aici. Adică una e una, două sunt mai multe. Vorbim despre ceea ce înseamnă penalitățile pe care le calculează la debitele existente. Sunt multe. Eu nu zic că nu au și dreptate, dar ar trebui să ne gândim un piculeț mai bine. Concret, care scuți acolo și tu? Mulțumesc, doamna consilier. Dacă mai dorește cineva să intervină. Eu vreau să spun câteva cuvinte. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul avocat Ion sau Apostol a spus că și într-adevăr cred că trebuie să ne prezinte o situație cu debitele care s-au prescris, a căror executare s-au prescris sau a căror judecată s-a prescris, când a început să curgă termenul de prescripție, când termenul de prescripție s-a împlinit, cine conducea SC Termon și care era persoana care se ocupa cu, răspundea de executarea creanților sau de încasare de chemarea în judecată. Pentru că prescripția este o sancțiune foarte gravă și a intervine din cauza culpei persoanei care stă în pasivitate. Iar această pasivitate are drept consecință obligarea persoanei vinovate de această pasivitate să acopere acest debit. Mie mi s-a întâmplat ca avocat să pierd un proces pe faptul că n-am fost atent la termenul de prescripție sau, mă rog, am gândit în altfel și am fost nevoit să returnez toate cheltuielile, inclusiv onorarul de avocat, persoanei care s-a întâmplat acest lucru. O singură dată mi s-a întâmplat. De aceea vreau să spun că această pasivitate duce la recuperarea acelor sume și dacă sunt sume importante, trebuie găsit o modalitate de recuperare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier. Ne mai roagă să intervină domnul consilier Tofan. Fiți foarte scurt, vă rog. Da, foarte scurt. Da, domnul reprezentantul Termon întreba mai înainte de ce comisia... S-a discutat foarte clar în comisie, iar ceea ce avizul care s-a dat este favorabil dumneavoastră. Este nefavorabil raportul dumneavoastră. Dar este favorabil ca să nu mai crească acele debite foarte mari. Și mă mai pun încă o întrebare, care este, mi se pare mie de bun simț și corectă. Câți ani credeți că mai durează această recuperare și să mai stăm cu Termonul ca ea să producă an de an 5, 6, 7 miliarde pierderi și dumneavoastră vă luați salarii? N-am nimic cu salarii dumneavoastră. Trebuie să stea cineva și acolo și să facă lucrul ăsta. Dar haideți să gândim logic într-un fel, da? Ce se întâmplă? Mergem la recuperări la infinit cu oameni mulți, dăm salarii, facem pierderi în fiecare an, dacă nu se acoperă cu acele pierderi și, cum a spus dumneavoastră, cu dosare care sunt deja de acum expirate, sau cum le spuneți dumneavoastră, cât timp trebuie să mai stăm? Cât să mai suportați și dumneavoastră și noi? Dar vreau să răspund. Mulțumesc, domnul consilier. Vă rog. Mă puneți între dumneavoastră și doamna consilier Pașu. Ori facem executare la sânge și atunci dăm un afară pentru 2 milioane, ceea ce sugerați dumneavoastră, ori am încercat să obținem și la început s-a mers o procedură foarte, mai să zicem, la viteza melcului, în care s-a somat de 2-3 ori în aceiași debitor să vină să achite. Ulterior, da, sunt debite de 3.000 de lei pentru care omul a fost executat, dar a avut înainte o procedură întreagă și un termen cel puțin de jumătate de an pentru a achita. Vorbesc la început. Da, astăzi s-au ajuns să vândă pentru că nu puteam să stăm cu dosarele, nu pentru a lua un salariu. Iar în ce privește o indemnizație ca administrator judiciar,
Două chestiuni. Anul trecut am format o cerere de intrare în faliment, s-a respins. Anul acesta am format o cerere de ridicare a dreptului de administrare, s-a respins. Cu problema, cu, să zicem, mențiunea că pe 18 mai se finalizează, expiră un termen în care voi putea să cere din nou falimentul Termon CT. Iar în ce privește, chiar dacă nu a format o întrebare, domnul consilier Zazu și voi răspunde, banii nu au fost dați pentru Termon, ci au fost pentru sistemul de termoficare. Și problema asta va rămâne în sarcina Consiliului, cu rugămintea din nou să dispuneți încă o dată preluarea acestor bunuri care din decembrie a format adresă că nu mai putem să avem grija lor și paza lor. Deci preluați aceste bunuri din nou către primărie și atunci dumneavoastră veți avea posibilitatea 1. Să folosiți acei bani cum crezi de cuvință pentru sistemul de termoficare și nu pentru Termon CT. Dar vreau să îți la întrebare. Concret. Ce întrebare m-ați spus? Cum înțeleg? La întrebare. Cât timp credeți să se mai facă? Asta recunosc că s-a mers cu viteza mercurii. Pe așa cu viteza mercurii mergem în 2050, da? Nu. Procedural s-a mers pe legea 85 pe 2006. Că am recuperat, să nu dăm afară și am dat o șansă să achit un om, dacă m-ați considerat că este o problemă, atunci avem alte diferențe. Acele debite, acea pierdere de 7 miliarde din 2005? Da, și se datorează, datorează Consiliul Local, care în 2007-2008 nu a atras de urechi acea persoană. Păi vă propune și acum iarăși pierderi și... Dar nu-mi propun pierderi, sunt pierderi reale cauzate de nerecuperare de creanțe. Nu fac pierdere, că nu producați. Nu terminăm nici. Vă rog, fiți foarte scurt. E subiect foarte important, v-am lăsat. Pentru că fondul de salariu... Încă o dată întrebarea. Anul trecut, în 2015, câți bani s-au recuperat? Pentru că fondul de salarii pe 2015, conform bugetului, este 2 miliarde la 4,5 angajați. Cu tot, cu tot, da, cu tot. 570.000, da? Da. Aproximat. Anul trecut. Da. 570 de ani. Mulțumesc. Cred că au fost suficiente discuțiile. Vă supun votului dumneavoastră în proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Abțineri. Voturi împotrivă? 2. Domnul președinte, da. O întrebare, dacă îmi permiteți. Numai o clipă să vedem dacă voturile sunt în regulă sau nu. Dar nu așa e, pentru 15 cu 2. Deci suntem prezenți 17 consilieri, da? Minus 15 cu 2. Este în regulă? Domnul Cetean, aveți cuvântul. Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat mai înainte. Asta e. Nu știu la ce ajută. E întrebarea pentru mine. Întrebarea mea, de fapt, este când putem beneficia de sprijinul dumneavoastră în a face acea aga pe care am mai încercat anterior să facem, pentru a discuta mai limpede și mai la obiect toate chestiunile astea despre care discutăm acum o leacă așa. Vă rog frumos, haideți, luați o decizie că... Puteți mai trage la 30 de zile? Da. Da. Deci, așa pentru că vreau să vă spun că eu trec pe la centrale pe cont propriu așa și sunt o grămadă de geamuri sparte, într-o grămadă de pisici, mai sunt și pisicile umane care mai intră pe acolo. Pe mine mă doare sufletul, ar trebui să vă doare și dumneavoastră sufletul. Domnul pentru director, ce s-ar putea întâmpla. Suntem prezenți toți, da? Faceți o propunere pentru o dată următoare și Consiliul Local vă răspunde și mergeați în totul. Vreau să-mi pic. Deci, dacă faceți mâine convocarea sau luni, stabiliți 30 de zile, luna aprilie, când ar fi, deci undeva la sfârșitul lunii aprilie. 30 de zile de azi? 26 aprilie? E cum pică? N-ai timp, 24, la azi 24. 26 aprilie pică luni. 29 aprilie am termen de depunere la Camera de Conturi. 1 mai este Paștele, deci da, dar 29 aprilie, de-aia am șivit astăzi, este termen de depunere a unui raport privind activitatea și nu aș vrea să scriu acolo că nu am... 26, domnul. 26. 26, sigur că da, sunt 30 de zile respectate. 26 la ora 14. Da, martie are 31. Nu, ce zi este 26? 26 e marți. Marți.
ora 14. Suntem de acord cu convocarea AGA 26 aprilie, ora 14. Da. Ok, domnul director? Poate e ok și ultima întrebare, nu mai zic nimica, totuși ajutați-mă cu faza acestor obiective. Deci este cumplit să stai cu o povară de genul ăsta în spate. Eu realmente sunt un singur om. Nu pot să iau pe domnișoara sau pe dumnealui să mergem din centrală în centrală. Este îngrozitor câte geamuri sunt sparte, în bătaie de joc. Deci este o mizerie, nu știu cine o face. Nu judec eu faptele oamenilor, dar este cumplit, să știți. Mulțumesc, vă mulțumesc. Domnul director, atunci poate vedeți și noi și situații clare. Ce s-a produs, ce s-a recuperat, ce s-a... Domnul Tofan, deci ce am recuperat în... Domnilor, am stabilit un termen pentru AGA, da? Mulțumim. Mulțumesc frumos. Proiectul 5 pe ordinea de zi, expunerea de motive, domnul secretar Daniel Spunu. Doamne, doamnă consilier, având în vedere prevederile articolului 13, alineatul 1, alineatul 2 și alineatul 3 din ordonanța de urgență a guvernului 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale care precizează. În cazul obligațiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezente în ordonanță se aplică dacă Consiliul Local stabilește prin hotărâre aplicarea acestor prevederi. În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorată ca urmare a noi criterii la termen obligațiilor de plată restante datorată bugetelor locale. Prin hotărârea prevăzută la Consiliul Local aprobă și procedura de acordare a anulării cotei de majorări de întârziere stabilită potrivit alineatului 2. În considerare maximizarea încăsărilor bugetare, stimularea mediului economic și ținând seama de interesul general de susținere a creșterii economice și sprijinirea contribuabililor aflați în dificultate din municipiul Onești. Se propune aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate. Acestei ordonanțe, genitorul face referire cu precădere la acordarea de facilități sau pentru anularea accesorilor aferente obligațiilor de plată principale. Vă rog frumos să ascultăm raportul. Prin acest act normativ s-a propus instituirea unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilități fiscale prin care se urmărește stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligațiilor de plată restante la buget, la bugetul de stat și bugetul local, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic și respectiv diminuarea arieratelor bugetare, aspect care beneficiază întreaga societate. Articolul 12 al Ordonanței de Urgență a Guvernului 44/2015 prevede faptul că facilitățile fiscale sub forma anulării unei cote prin majorările de întârziere adatorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetelor locale, se aplică dacă Consiliul Local stabilește prin hotărâre aplicarea prevederilor acestui act normativ și totodată aprobă procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere. Prin ordonanța de urgență a Guvernului 44/2015 se stabilește o cotă de până la 73,3% pe care Consiliul Local o poate acorda pentru anularea majorărilor de întârziere. În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul local, pentru a stimula achitarea voluntară de către contribuabili a obligațiilor de plată restante și pentru maximizarea încasărilor la bugetul local, considerăm necesară aprobarea acestei hotărâri. Direcția economică a avut în vedere prevederile ordonanței 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale pentru contribuabili persoane fizice și juridice care au notificat intenția de a beneficia de aceste facilități fiscale. Facem precizarea că până la această dată nu a fost înregistrată la Registratura Municipiului Onești nicio solicitare privind acordarea de facilități prevăzute de Ordonanța 44/2015. Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzute de Ordonanța 44/2015 este prezentată în anexă la hotărâre. Față de cele menționate, vă rugăm să decideți. Mulțumesc. Raportul Comisiei. Domnul Topan, vă rog frumos. Comisia favorabilă. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect? Doamna consilier, așa e frumos. Domnul Zarzu și după aceea domnul viceprimar, inițiatorul acestui proiect. Aveți cuvântul, doamna consilier. Eu am o propunere pe care sper să o îmbrățișeze și inițiatorii. Mi s-ar părea de bun augur
pentru ca oamenii să fie informați de existența acestei posibilități de a beneficia de facilități, de facilitățile prevăzute de această ordonanță, ca la fiecare ușă de bloc să fie pus câte un afiș prin care să fie anunțați oamenii că pot beneficia de scutire sau reducerea sumelor pe care figurează în debit la unitatea administrativ teritorială. Pentru că, într-adevăr, aici textul de lege spune că la cererea persoanei care figurează cu debite. Eu sunt ferm convinsă că cei care au debite nu cunosc aceste dispoziții și cred că ar fi foarte util să venim în sprijinul lor, adică dacă tot se ia această hotărâre în ședință de Consiliu Local, avem datoria să o aducem la cunoștința oamenilor. Afișați-o pe fiecare ușă de bloc, vorbiți cu președinții de asociații de proprietari. Bună ziua, sunteți aici prezenți sau nu? Știu că e greu, e mare efortul pentru unii dintre voi. Vă făceam planul de promovare la modul cel mai serios. Puteți să-l faceți și după ședință. Trebuie să apară în viață, în ziua de regiune și... Semn de respect pentru cel care vorbește. N-am cerut-o, dar a fi fost normal. Asta e sugestia mea. Mulțumesc, doamna consilier. Am o singură întrebare. Această ordonanță din 2015, în ce dată a fost denunțată sau legiferată? De colega, pe 21 octombrie 2015. Ar fi fost interesant ca de atunci și până acum această posibilitate, această facilitate să fie promovată. Acum, noroc că guvernul a dat un termen mai mare de plată, a prelungit la 31 martie până pe 1, cât? Până pe 30 iunie. Deci ar fi bine ca... Și acel 10%, da. Asta era întrebarea mea, de ce nu s-a promovat această facilitate pentru cei care... Da, am răspuns poate de tehnic și adevărat și pare rău că nu este niciunul din colegii mei care... Pentru că știu că acest subiect a fost discutat în primărie și a fost amânat din nu știu ce motiv. Da. Domnul Copăcel, responsabilul de proiect, care a primit ordin de serviciu să dea drumul la proiect în luna noiembrie, s-a îmbolnăvit și a rămas proiectul în aia. Până m-am dezmeticit să mai întreb încă o dată ce am mai făcut proiectul și când intră pe ordinea de zi, a durat exact 5 ore. Mulțumesc, domnul viceprimar Gnatiu dorește să intre. În raportul de specialitate există o precizare că încă până la această dată nu a fost depusă nicio solicitare în acest sens. Raportul de specialitate fiind din 4-a-2-a-2016, de atunci până astăzi au venit solicitări pentru această facilitate. Mulțumesc, domnule viceprimar. Domnul consilier Ene, aveți cuvântul. Această ordonanță 44/2015 prevedea acordarea unor facilități fiscale unor contribuabili persoane juridice, în sensul că fiecare se putea merge și depune o cerere să îi se acorde aceste facilități. Într-adevăr, la verificat și eu, nu s-a depus nicio astfel de cerere până la data când s-a făcut această expunere de motive. Dar vreau să spun altceva, că poate și îl cred pe domnul viceprimar că domnul Copăcel trebuia să ocupe de la solicitarea domnului viceprimar de acest proiect de hotărâre și din diferite motive nu s-a ocupat. Vreau să spun că înainte ca domnul Natiuc să își face, ca să folosesc să fiu mai dur, acest proiect de hotărâre, liberalii, consilieri liberali au propus, au făcut astfel de proiect, l-au depus, numai că solicitau ca această reducere să fie de 50%. Este corect? Este corect partea că solicitați 50% și am venit și cu completare de 73%. Bun, dar aș fi vrut, dacă pentru se putea, spune colegul pentru fair play, să discutăm sau să discutați și cu noi când ați promovat acest proiect de hotărâre. Nu neapărat că ținem noi că să fim coautori la acest proiect, dar pentru recunoașterea unui demers pe care l-am făcut ca atâtea altele și care nu sunt luate. Da? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier. Domnul Brantiu dorește să... Dacă doriți, eu mă retrag ca și co-inițiator de la acest proiect și vă invit, domnul Iene, să fiți dumneavoastră co-inițiator sau orice coleg al dumneavoastră sau toată echipa PNL, pe de-o parte. Iar apoi, când dumneavoastră ați depus forma de proiect cu 50%, nici dumneavoastră nu mai ați solicitat o consultare de acest proiect. În consecință, nu exista un astfel de proiect, de-aia nu am o...
Am început. Să știți că în momentul în care se depun proiecte, în mod frecvent, nu întreb dacă mai e un proiect pe tema asta sau eu știu un amendament pe tema asta. Vă rog să înțelegeți situația. Oricum, este adevărat ce a spus, că aveați un proiect cu 50%, am venit cu unul cu 73%. Mulțumesc, domnule consilier. Supun votului dumneavoastră proiectul. Cine este pentru? În unanimitate de vot, nu mai trebuie, toată lumea a votat. Trecem mai departe. Proiectul numărul 6. Expunere de motive, domnul secretar Daniel Stronovescu. Domnul consilier, Consiliul Local Onești, în baza hotărârii Consiliului Local numărul 2009, stabilit participarea Municipiului Onești, grătate de membri scăpătători la ADIS Bacău, iar prin altul constituit statutul Asociației de Dezvoltare Internaționale pentru Stabilizare Bacău, au fost transferate către ADIS Bacău la producțile cu privire la elaborare și aprobarea documentațiilor de atribuire a contractului de legare a gestiunii și stabilirea condițiilor de participare și a criteriilor de selecție a operatorilor, încheierea contractului de legare cu operatorii, numele persoane în testul administrativ teritoriale membrii indicate, care vor avea împreună calitatea de legatar, astfel cum a fost prevăzut în articolul 30 din legea 51 pe 2006. Prin hotărârea Consiliului Local 102 pe 2010, Consiliul Local a aprobat planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor pentru sistemelor de management integrat al deșeurilor din județul Bacău. Colectarea deșeurilor municipiului Onești s-a aprobat prin hotărârea Consiliului Local 146 pe 2015, începând cu data din 11.3.2016, având cu operatorul regional de stabilizare operatorul județului Bacău, specialul de serviciile UTSA București. În acest sens, încasarea taxei speciale de stabilizare se face de direcția economică din cadrul UAT Onești. Având în vedere volumul mare de muncă, ținând seama de încasarea acestei taxe, se făcea de către 100 de asociații de locatari, proprietari. Pentru a se evita aglomerația la ghișeile de plată, este necesară modificarea articolului 17 din regulamentul privind stabilirea taxei de stabilizare municipiului cu următoarele termene de plată: 15 aprilie pentru lunile ianuarie, februarie, martie, 15 iulie pentru lunile aprilie, mai, iunie, 15 octombrie pentru lunile iulie, august, septembrie, 15 decembrie pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, prin hotărârea Consiliului Local numărul 146 din 2015, colectarea deșeurilor din municipiul Onești s-a aprobat începând cu data de 11 ianuarie 2016, având ca operator regional de salubritate Societatea Comercială Rom Prest SRL București. Taxa specială de salubrizare se plătește pentru producerea de deșeuri menajere și nemenajere, plătită de locuitorii municipiului Onești în calitate de beneficiari ai serviciilor de salubrizare, incluzând elementele de cost ale sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, respectiv colectare, transfer, tratare și eliminare la depozitul conform. Impunerea taxei speciale se face pentru proprietarul, coproprietarul, chiriașul titular al imobilului pe baza declarației informative dată de capul de gospodărie, ocupant, care declară sub sancțiunea de fals în declarații prevăzută de, și pedepsită de codul penal, numărul de persoane care locuiesc în aceasta. În baza referatului numărul 25054 din 16 martie 2016, întocmit de Serviciul Urmărire și Executare Silită cu privire la modificarea termenelor de plată a taxei de salubritate, de salubrizare și având în vedere termenele prevăzute de legea numărul 227 pe 2015 privind codul fiscal, pentru plata impozitelor și taxelor locale, motivat de faptul că până la aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 146 pe 2015, sumele pentru salubrizare se încasau prin asociațiile de proprietari, propunem modificarea articolului 17 din regulament și achitarea taxei speciale de salubrizare, după cum urmează: 15 aprilie pentru lunile ianuarie, februarie și martie, 15 iulie pentru aprilie, mai și iunie, 15 octombrie pentru lunile iulie, august și septembrie, 15 decembrie pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Față de cele menționate, rog să analizați și să aprobați proiectul menționat. Mulțumesc. Raportul comisiei. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Zarzu și punct. Aveți cuvântul? Da, legat de acest proiect, într-adevăr, noi am semnat oraș din decembrie problemele care astăzi s-au ivit la caseriile primăriei, anume aglomerarea platei acestei taxe. Amânarea cu o lună nu va rezolva problema, nu va fi aglomerație în martie, va fi în aprilie.
nu va fi aglomerație în iunie, va fi în iulie și tot așa. Trebuie să găsiți o soluție astfel încât plata acestui serviciu se facă ori în cadrul asociațiilor, e o variantă, nu știu dacă este și cea legală, sau alte puncte în oraș, astfel încât să descongestionați aglomerația din cadrul primăriei, pentru că este greu și pentru cetățeni, dar și pentru cei care lucrează la ghișeu a lua această taxă de la toată populația Oneștiului în interval destul de scurt. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier. Dacă domnul primar dorește, vă rog, domnule primar. Da, într-adevăr, în perioada asta avem analizat o variantă pentru decongestionarea cozilor care se creează în termenele limitele de plată. Una dintre metode este aceea de plată online, pe care o promovăm și în perioada următoare vom suplimenta numărul de persoane atât de la ghișei, cât și vom numi și persoane care să sprijine cetățenii în ceea ce înseamnă plata online. Acest proces se va derula fizic în holul primăriei. Personal al primăriei va ajuta oamenii care au cardul să își plătească online și astfel să transferăm acești contribuabili de la ghișeu acasă, să-și plătească de pe calculator, ceea ce va diminua cozile. Vă mai dăm o soluție, dacă considerați utilă. Foarte mulți au carduri și s-ar putea face convenții cu băncile, astfel încât să-i plătească direct banca acest serviciu. Să nu mai fie nevoie nici să meargă la bancă, de fapt, să-i plătească direct. Ieri am avut o primă întâlnire cu reprezentanții unei bănci locale și am analizat și această variantă, iar cea cu asociațiile de proprietari, eu nu văd cum se poate realiza din punct de vedere legal. Mulțumesc, domnule primar. Dacă nu mai sunt alte intervenții, cine este pentru? Abțineri? Două abțineri. Voturi împotrivă? Mulțumesc. Trecem la proiectul următor. Are cuvântul domnul secretar Daniel Spânu, proiectul 7. Expunerea de motive, domnule secretar. Domnule consilier, termenul legal al proiectului de hotărâre constă în prevederile codului fiscal, respectiv legea 227/2015 cu modificări și completările ulterioare. Potrivit prevederilor act 456/2015 de legea 227/2015 din codul fiscal, consiliile locale pot hotărâ să acorde scutirea sau reducerea impozitului taxei pe clădiri datorată pentru clădirile utilizate de către fundații și organizații non-profit folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ. Iar conform cu act 464/2 litera D și E din legea 227/2015 din codul fiscal, consiliile locale pot hotărâ să acorde scutirea sau reducerea impozitului taxei pe teren pentru terenurile utilizate de către organizațiile non-profit folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ. Conform hotărârii de guvern nr. 1/2016, privind normele de aplicare a codului fiscal, se menționează în articolul 24/1, în aplicarea prevederilor 456/2 din codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri prin scutirea și reducerea impozitului taxelor pe clădiri și pe terenuri pe bază de criterii și proceduri proprii. Propunem aprobarea categoriilor și criteriilor de acordare scutiri, reducerea de impozitului taxe pe clădiri și terenuri utilizate de către fundații și organizații non-profit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ cuprinse în anexa la prezentul proiect de hotărâre. Având în vedere cele solicitate, și având în vedere solicitarea Fundației Victoriei, competența aprobării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului Local în întâlnirea hotărârilor art 36, alineat 2, litera 2, alineat 4, litera C și alineat 9 și art 45, legea administrației publice locale. Toate cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit dispozițiilor articolului 456 aliniat 2 și articolul 464 aliniat 2 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului taxei datorate bugetului local pentru următoarele categorii de clădiri și terenuri. A. Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. B. Clădirile utilizate de organizații non-profit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.
ce terenurile utilizate pentru furnizare de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale și de terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ. Facilitățile fiscale acordate la plata impozitului sau taxei pe clădiri prevăzută la articolul 456 din Codul Fiscal se acordă pe baza cererii persoanelor fizice sau juridice la care se anexează copii ale documentelor justificative care atestă situația respectivă, certificate de conformitate cu originalul potrivit prevederilor articolului 64 alineat 5 din legea numărul 207/2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile articolului 495 din legea numărul 227/2015 codul fiscal, scutirile sau reducerile de la plata impozitului sau taxei pe clădiri, a impozitului sau taxei pe teren, prevăzute la articolul 456 și 464, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale până la data de 31 martie 2016 inclusiv. Având în vedere solicitarea Fundației Victorin Ledieu, având ca obiect acordarea scutirilor prevăzute la articolul 456 alinia 2 litera C și D și articolul 464 alinia 2 litera D și F din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, colaborat cu condițiile de acordare a facilităților fiscale pentru categoriile de clădiri și terenuri prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, față de cele menționate și văzând expunerea de motive, vă rugăm să analizați și să decideți. Da, portul comisiei. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Există votul? Cine este pentru? Abțineri? Votul împotrivă? Există în unanimitate de voturi. Doamna consilier Pașcu pentru, da? Da? Mulțumesc. Domnule secretar, proiectul 8, expunerea de motive. Domnul consilier. Planul anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență reprezintă documentul care cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul municipiului Ionești, măsurile, acțiunile și resursele pentru managementul riscurilor respective. Acest plan anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență se elaborează în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscului pentru asigurarea sănătății populației, asupra calității calculelor de mediu și integrității unor materiale în caz de evenimente deosebite. Obiectivele propuse pentru planul anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență sunt: asigurarea forței de muncă necesare. Asigurarea forței de muncă necesare, gestionarea situațiilor de urgență, cuantumul cheltuielor materiale și de capital aferente fiecarei funcții de sprijin, dimensionarea propunerilor de cheltuieli aferente funcțiilor de sprijin, monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și efectele negative ale acestora, informarea, științarea și avertizarea populației, căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor, evacuarea persoanelor populației și bunurilor periculitate, acordarea asistenței medicale de urgență pentru structuri operative, asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și alte surse, efectuarea lucrărilor publice și ingineriești la construcțiile, instalațiile și amenajările efectuate, asigurarea apei, hranei pentru persoane și animale afectate sau evacuate, asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate, logistica intervenției, reabilitarea zonei afectate, acordarea ajutorului de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile Legii Protecției Civile numărul 481/2004 cu modificările și completările ulterioare,
Activitatea de protecție civilă este de interes național, are caracter permanent și se bazează pe îndeplinirea obligațiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autorităților administrației publice centrale și locale, celorlalte persoane juridice de drept public și privat române, precum și persoanelor fizice. Atribuțiile protecției civile sunt următoarele. Identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe teritoriul României. Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la protecția civilă. Informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgență. Organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție optime a serviciilor pentru situații de urgență și a celorlalte organisme specializate cu atribuții în domeniu. Înștiințarea autorităților publice și alarmarea populației în situații de protecție civilă. Protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și activistice, precum și a mediului împotriva efectelor dezastrelor și ale conflictelor armate. Asigurarea condițiilor de supraviețuire a populației în situații de protecție civilă. Organizarea și executarea intervenției operative pentru reducerea pierderilor de vieți omenești, limitarea și înlăturarea efectelor calamităților naturale și a celorlalte situații de protecție civilă. Limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor și a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate. Asanarea și neutralizarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate militare. Participarea la misiuni internaționale specifice. Constituirea rezervelor de resurse financiare și tehnico-materiale specifice. În conformitate cu articolul 25, litera B, din legea privind protecția civilă numărul 481/2004, republicată în 2008, consiliile locale aprobă planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Față de cele arătate, vă rog să analizați și să dispuneți. Mulțumesc! Raportul comisiilor de specialitate. Avizul. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Doamna consilier Elena Pașcu, domnul consilier Zadu Ciprian. Aveți cuvântul, doamna consilier? O să am o întrebare. Ne uităm pe anexa 3, la dimensionarea propunerilor de cheltuieli aferente funcției de sprijin. Pagina 7, vă rog. Dacă vă puteți uita, efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate. Și vedem aici modernizare străzi în cartierele Slobozia și Belci. Nu înțeleg unde e situația de urgență, pentru că e un proiect la care vorbim de plan anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Vă rog frumos! Se consideră că prin asfaltarea străzilor și se scurtează timpul de intervenție operativă a, în situații de urgență. În cazul unui incendiu, pompierii, deci poate să intervină mai rapid în... Eu nu zic că nu, eu am citit ceea ce înseamnă situații de urgență, ordonanța 21/2004. Vorbește de evenimente excepționale cu caracter non-militar, care amenință viața sau sănătatea persoanei și n-aș fi văzut legătura cu infrastructura. Da, dar dumneavoastră spuneți că este în regulă, da. N-am nimic de comentat. Mulțumesc, doamnă consilier Zarzu. Am o întrebare. Văd aici în anexa 3, pagina tot 7, mașină de serviciu. 132.000 lei. Ea există sau urmează a fi achiziționată? Nu există. Nu există aici. Eu văd o mașină care o folosea domnul Hergelegiu, Dacia, mai veche. Asta urmează. Nu mai este. Dar acest departament nu are o mașină specializată pentru așa ceva? Deci nu are. Mulțumesc. Bun, dar suma asta de ce a mai fost pus aici? Pentru achiziționare. Pentru achiziționare. Urmează. Am înțeles. Mulțumesc. Da. Ce mașină de serviciu e asta? De care mașină? 132. Cine este da, pentru? Ce mașină e aia? 132. Formula 1. Cine este pentru? 132 înseamnă... Abține? Voturi împotrivă?
în unanimitate proiectul a fost votat. Următorul proiect pe ordinea de zi, proiectul cu numărul 9, expunerea de motive, domnul secretar, aveți cuvântul. Doamnă consilier, având în vedere prevederile legii 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificări și completările ulterioare, legea asistenței sociale numărul 292/2001, cu modificări și completările ulterioare, și legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap rubricate, cu modificări și completările ulterioare, legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie rubricate, cu modificări și completările ulterioare, precum și hotărârea de Guvern 167 privind aprobarea nomenclatorilor serviciilor sociale, precum și regulamentul caz de organizare și funcționare a serviciilor sociale, expunem atenției dumneavoastră proiecte de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Slobozia, Centrul Social Slobozia din municipiul Rănești. Regulamentul de organizare și funcționare reprezintă un document propriu serviciului social care conține cel puțin următoarele: identificarea serviciului, potrivit nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciului, funcțiile și accesele principale, condițiile de accesare, drepturile și obligațiile, persoanelor beneficiare, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal. Comisarul de servicii sociale, comisorul de servicii sociale, are obligația să revizuiască regulamentele proprii de organizare și funcționare în termen de 90 zile, de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern 867/2015. Toate cele prezentate propunem modificarea proiectului în forma prezentată, cu o singură mențiune, un anex la regulament față de forma prezentată în primul aliniat. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului Social Centrul Slobozia. În loc de aprobat, apare înființat prin hotărârea Consiliului Local numărul 7 din 3 aprilie 2012, în vederea asigurării funcționării. Mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate, doamnă director. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere hotărârea numărul 167/2015 privind aprobarea nomenclatorului de servicii sociale, precum și a regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, furnizorii de servicii sociale publici și privați au obligația să revizuiască regulamentele proprii de organizare și funcționare. Prezentul regulament de organizare și funcționare cuprinde următoarele obiective dezvoltate în anexă: scopul serviciului social, cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciului social, beneficiarii serviciilor sociale, condiții de admitere în centru, reguli de conviețuire, programul zilnic al persoanelor internate în centru, drepturile și obligațiile beneficiarilor, activități și funcții, încetarea funcției de serviciilor sociale, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal, personalul de conducere, personalul de specialitate și auxiliar, finanțarea centrului. Centrul Social Slobozia, încă de la înființare și până în prezent, a căutat prin activitatea desfășurată să răspundă solicitărilor beneficiarilor, oferind condiții optime de cazare, masă, îngrijire, acordare de servicii sociale și de asistență de vitale. În urma acordării acestor servicii există aprecierea din partea reprezentanților legali a familiilor celor care au căutat liniște în cadrul Centrului Social Slobozia. Respectând reglementările în vigoare, există angajamentul ca în perioada următoare să muncim de așa manieră încât persoanele vârstnice internate în centru, persoanelor vârstnice internate în centru, să le oferim siguranța unei bătrâneți liniștite. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna director. Avizul comisiei. Favorabil. Mulțumesc. Există discuții pe marginea acestui proiect? Cine este pentru? Abțineri? Votul împotrivă? Mulțumesc. Proiectul cu numărul 10, expunerea de cuvinte și de motive, domnule secretar. Lipsește o persoană. Tofan. Da. 17 prezenți în acest moment. Expunere de motive, proiectul 10. Doamne și domnule consilieri, în urma desfășurării audiențelor cu cetățenii al municipiului Onești s-a constatat existența unei situații deosebite și extreme grele a condițiilor de viață, sănătatea populației, familii și persoane sărace, fără niciun venit sau venituri mici. Persoane cu handicap grav și accentuat beneficiază de ajutorul special sau urmașii acestora, șomeri, pensionari, bolnavi cronici, copii minori și orfani preluați din familie cu venituri mici, precum și alte categorii datorită gradului de sărăcie accentuată a persoanelor sau grupurilor aflate în nevoie sociale. Potrivit legii 416/2001 prin venitul minim garantat, modificări și completări ulterioare, primarii pot acorda acordare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și alte situații deosebite stabilite prin hotărârea Consiliului Local. Având în vedere cele mai sus menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Mulțumesc. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 36, aliniatul 2, litera 2 și articolul 6, aliniatul 6, litera A, punctul 2 din legea 215 din 2001, administrație publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, privind serviciile sociale pentru protecția persoanelor sau grupurilor aflate în nevoi sociale. De asemenea, potrivit articolului 28, aliniatul 2 din legea 416 din 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite stabilite prin hotărârea Consiliului Local. Prin HR numărul 69 din 8 august 2012 s-a aprobat programul de acordare a ajutoarelor de urgență, prin care au fost stabilite situațiile deosebite în care se pot acorda ajutoare financiare și categoriile de beneficiare a acestora. Din anul 2012 și până în prezent, acest program a suferit diverse modificări, prin aceea că unele situații au fost eliminate sau au fost completate cu nevoi noi, motiv pentru care se impune aprobarea unui nou regulament de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și alte situații deosebite. Față de cele menționate, urmează să deliberați. Vă mulțumesc. Mulțumesc, partidul Comisiei. Favorabil. Precizarea în regulament, articolul 3 a fost primit cu articolul 4, greșeală de implementare apărea acolo, deci articolul 4 a fost integrat în articolul 3, iar restul articolului a fost reglementate. Mulțumesc, domnule secretar. Discuții pe marginea proiectului. Doamna consilier Elena Pașcu, aveți cuvântul. Am o întrebare. La articolul 2 din hotărâre se spune în felul următor. Ajutoarele de urgență se acordă prin dispoziția primarului emisă în baza anchetei sociale, în cuantum maxim de 5.000 de lei lunar. Ce înseamnă acești 5.000 de lei lunar? 5.000 de lei lunar pe caz? 5.000 de lei lunar din buget? Prin hotărâre a Consiliului Local a fost aprobată lunar o sumă de 5.000 de lei. Da. Noi lunar trebuie să ne încadrăm indiferent de solicitările pe care le avem în această sumă. De deci asta este suma maximă pe lună. Am înțeles. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Alte intervenții? Există supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă rog. Abțineri? Votul împotrivă? Mulțumesc. Unanimitate. Au trecut două ore, am parcurs 10 proiecte. Consider că este nevoie de o pauză de 10 minute. Nu mai suntem eficienți după două ore. Dacă facem o mică pauză și toată lumea a ieșit, a intrat. Mulțumesc, domnul. De astăzi, expunerea de motive, domnul secretar, nu aveți cuvântul. Doamne, doamnă consilier, în prezentat de legea 18, pe 1999, republicată cu modificările și completările ulterioare, legea 4, numărul 284 pe 2010, prin salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, legea 292 pe 2010, asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și legea 215 pe 2010, administrații publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Vă supunem atenției și deliberările dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și organigramei Direcției Generale de Asistență Socială a Onești. Apreciem că propunem de privind modificarea organigramei a statului de funcții, asigură până la desfășurarea activității acestuia, angajarea personalului se face în condițiile legii cu încadrarea în fondurile bugetare alocate pentru anul 2016. Față cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma rezervată. Raportul de specialitate, vă rog. Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să supun atenției și deliberării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și organigramei Direcției Generale de Asistență Socială. Astfel, la compartimentul contabilitate, funcția publică de execuție consilier principal se transformă în funcție publică de execuție consilier superior. La biroul administrativ a profesionalei se completează statul de funcție și funcția contractuală de execuție muncitor calificat. La centrul social Slobozia se completează statul de funcție cu funcția contractuală de execuție asistent medical. Toate aceste modificări în statul de funcții și organigramă sunt necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială. Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor articolului 36, aliniatul 2, litera A, aliniatul 3, litera B, din legea 2015-2001, administrației publice locale, republicate cu modificările și completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și îl propunem spre aprobare Consiliului Local. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna director! Avizul comisiei?
Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Domnul consilier Ciprian Zarzu, aveți cuvântul. Am o întrebare, chiar dacă nu are legătură cu acest proiect, dar tot cu departarea dumneavoastră, dacă acea mașină care a fost votată în Consiliul Local a ajuns în administrarea dumneavoastră. E pe drum. Vă rog, cine răspunde? Dar vă răspund eu. Vă rog. Aveți cuvântul, domnul. Mașina care a fost achiziționată este în parcul auto al municipiului Ionești. A fost delegată o mașină și pentru DGAS care să deservească serviciilor pentru solicitate de doamna director. Urmează, în schimb, să vină acum și o remorcă de plin. Nu, am întrebat de acea mașină care am votat-o special pentru acel departament. Dacă a ajuns la dânsi, a fost o mașină specială, am înțeles, 700 de milioane de lei. A fost o mașină, da, care a intrat în parcul. Nu, a fost votată pentru direcția de asistență socială, nu pentru primărie. A fost votată pentru necesitatea DGAS, da. Și a ajuns la lor, asta e de deci mașina a ajuns la lor. Eu nu știu, domnul Mihail face procesele verbale. Dacă acea mașină votată... O să întreb pe domnul Mihail să vadă exact procesele verbale. Cum și cum le-a ajuns. Răspunsul mea nu e. Nu e răspunsul că... Nu e răspunsul că... A întrebat ce ceva și a răspuns acela. Dar răspunsul corect. Deci explicați-ne tuturor consilierilor că mașina pe care am aprobat-o așa nu a ajuns la vechea, s-a lăsat altă mașină, o ciornă mai veche. Asta îi spuneți-le oamenilor, nu îi spuneți că a ajuns că e în parte dosită și... Eu așa înțeleg. Mașina pentru DGAS. Deci mașina care a votat-o ca și un buget pentru direcții nu este acolo. Ea este în altă parte, la cineva care o folosește, lor le-a dat altă mașină mai veche. Așa spuneți, nu? E corect? Cred că da, da. Nu cred că asta da, nu e. Deci când... înseamnă că nu ați respectat în protocolul, nu ați respectat bugetul de niciun deniu și cheltuieli pe care l-ați votat, ați spus că le dați o mașină nouă pentru aia, ați cerut-o și ați spus veche. Și aia nouă la cine a ajuns? Nu spuneți la cine a ajuns aia nouă. Și cine a folosit? Deci, mașina ta, mașina nouă. Vă rog, haideți să lăsăm să răspundă, da? Se folosește la primărie, da? Mașinile nu se folosesc în fiecare zi, folosește DGAS-ul doar o mașină sau ele se rotesc. După necesități. Cum a dat un răspuns, dar nu știu asta. Data viitoare când o să vă cerem alte răspunsuri, dați așa. Cum doar. Mulțumesc. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Trebuie dat cumva. Proiectul de hotărâre. Cine a luat? Da, cine a zis? 12. Expunerea de motive, domnule secretar. Doamna și doamna consiliere, având în vedere prevederile legii 272/2004 din protecția și promovarea drepturilor copilului, prin amintirile și completările ulterioare, ale legii 448/2006 prin protecția și promovarea drepturilor copilului convicat, modificările și completările ulterioare ale hotărârii guvernului 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 448, aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 448, da? Republicată ale HG 978 privind aprobarea standardelor minime de cost sau tânărul și a persoanelor aduse cu handicap față de cele arătate, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule secretar. Doamna director, raportul de specialitate. Potrivit prevederilor articolului 36 aliniatul 2 litera D și aliniatul 6 litera A punctul 2 de legea numărul 215 din 2001 administrației publice locale, Consiliul Local are atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de interes local, privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoi sociale. Având în vedere articolul 53 și articolul 93 din legea 448 din 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, protecția persoanelor cu handicap se finanțează din următoarele surse: bugetul local, bugetele locale ale municipiilor, ale județelor, bugetul de stat, contribuții lunare de întreținere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii sociale în centre, donații, sponsorizări și alte surse în condițiile legii.
Prin hotărârea numărul 31 din 24.02.2016, Consiliul Județean Bacău stabilește în sarcina consiliilor locale obligația de a supune spre aprobare în ședințele acestora contribuția comunităților respective la susținerea persoanei cu handicap, urmând a se încheia în acest sens contractul de asociere cu Județul Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Din anul 2000, Consiliul Local Unești, îmbinând principiul autonomiei locale cu cel al cooperării prevăzute în legea 215.2001 a administrației publice locale, a stabilit cota de 25% din costurile anuale stabilite de Consiliul Județean Bacău pentru susținerea copilului, tânărului și a persoanei adulte cu handicap. Menționăm faptul că în cămilele și centrele prevăzute în hotărâre sunt internate 24 persoane adulte cu handicap și 4 copii tineri cu handicap cu domiciliul în municipiul Onești, revenindu-se astfel obligația întreținerii lor din contribuția la costul lunar al acestora. Sumele ce constituie contribuția colectivităților locale pentru întreținerea persoanei cu handicap diferă de la un centru la altul, astfel existând o medie de 20.766 lei lună pentru cele 28 persoane menționate mai sus. Față de cele arătate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâri în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna director, avizul comisiei. Mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului? Nu există? Trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi. Proiectul a fost promovat. Expunere de motive. Proiectul 13. Domnule secretar, aveți cuvântul. Doamna doamna consilier, având în vedere prevederile legii 272/2004, ale legii 448/2006, a prevederilor de guvern 168/2007, precum și a normelor metodologice de aplicare a legii 148, respectiv HG 978/2015, privind și de asemenea hotărârea Consiliului Județean Bacău privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local la finanțarea acestor servicii pentru anul 2016. Prin hotărârea 32/2016, Consiliul Județean a aprobat contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap în anul 2016. Primăria Municipiului Onești are obligația să contribuie lunar cu un procent de 25% pentru susținerea beneficiarilor centrelor personale al dreptului Bacău. Toate cele arătate, vă rugăm să anunțați să aprobați proiectul de hotărâre conform prezentată. Mulțumesc, raportul de specialitate. Doamna și domnilor consilieri, de mediul prevederilor din legea 207/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, e publicată cu modificările și completările ulterioare ale articolului 94 aliniatul 1 litera din legea 440/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată cu modificările și completările ulterioare ale articolului 35 de legea 217/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 31 din 24.02.2016 privind aprobarea costurilor anuale pentru persoana cu handicap pe anul 2016, s-a convenit încheierea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Prin hotărârea numărul 32 din 24.02.2016, Consiliul Județean Bacău a aprobat contractul cadru de asociere ce se va încheia între fiecare unitate administrativă teritorială și Județul Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru finanțarea activității de îngrijire și protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, ale cărui domicilii se află situate pe raza fiecărei unități administrativ-teritoriale. Municipiul Onești va contribui cu cota de 25% din costul mediu anual stabilit prin hotărârea Consiliului Județean numărul 3124/2016 privind aprobarea costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap pe anul 2016, contractul de asociere fiind prevăzut în anexă la prezentul proiect de hotărâre. Menționăm faptul că în cămilele și centrele prevăzute în hotărârea Consiliului Local sunt internate 24 de persoane adulte cu handicap și 4 copii cu handicap, având domiciliul în municipiul Onești, revenindu-ne astfel obligativitatea întreținerii lor prin contribuirea la costul lunar al acestora, media fiind de 20.766 lei lună. Față de cele arătate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna director. Avizul comisiei. Favorat. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi. Proiectul a fost promovat. 17. Proiectul numărul 14, expunere de motive, domnul secretar Daniel Spânu, aveți cuvântul.
Domnule domnul consilier, conform legii 416/2001, privind venitul minim de alimentare la locuitorii și conducătorii de integrare, primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații deosebite, stabilită prin hotărârea Consiliului Local. Ajutorul de urgență se acordă ca formă de asistență socială, în scopul susținerii familiilor și persoanelor care se află în situații deosebite, stabilită de Consiliul Local, combaterea marginalizării sociale a persoanelor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice și financiare, a membrilor comunități care se află în absența unui minim de condiții sociale de viață de viața municipiului Onești. Având în vedere starea gravă în care se află doamna Comuna Maria, în domiciliul municipiului Onești, cu venituri modeste ale familiei, propunem acordarea unui ajutor de urgență, valoare de 20.000 de lei, care se ajută la meliorarea stării de sănătate, la susținerea tratamentului aplicat, această dată fiind internat la Institutul Regional de Oncologie Iași. Mulțumesc, raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 36, aliniatul 2, litera în seara de 7, 36, aliniatul 6, litera punctul 2, venită numărul 215/2001, administrației publice locale recomandată cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, privind serviciile sociale pentru protecția persoanelor sau grupurilor aflate în nevoie sociale. Doamna Ana Maria, în vârstă de 31 de ani, domiciliată în municipiul Onești, strada Emil Rebrea, numărul 5158, județul Bacău, și se află în evidența clinicii de hematologie din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași, începând cu luna iulie 2015, cu diagnosticul de leucemie acută meloblastică, LAM2, neonomie LIP, deficit imun secundar, aplazie medulară, pentru care se efectuează chimioterapie de inducție. Necesită spitalizări lunare pentru monitorizare și tratament în funcție de evoluția parametrilor hematologici. Doamna Comana este prezent la factură de chimioterapie. Familia doamnei Comana Ana Maria este formată din doi copii în vârstă de 1 an și jumătate și 5 ani și domnul Coman Ionuț, de profesie șofer. Veniturile totale în sumă de 1.669 lei se compun din 600 lei indemnizații în creștere copil, 272 de lei indemnizații grad de handicap și 797 lei salariul domnului Coma. Având în vedere starea gravă în care se află doamna Coma Ana Maria și veniturile familiei, propunem acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 20.000 de lei, care să susțină parțial tratamentul aplicat în prezent și de care va beneficia în perioada următoare față de cele menționate, urmează să te deliberează. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Avizul comisiei. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Există. Trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitate de voturi. Proiectul a fost promovat. Următorul proiect pe ordinea de zi. Proiectul cu numărul 15. Domnul secretar, aveți cuvântul. Doamne, doamnă consilier, având în vedere că prin ieroare, în conținutul hotărârii Consiliului Local 32, din 1902-2016, prin dată bani în ajutor de urgență, doamne, din metra mână, la articolul 1 s-a scris CNP-ul greșit. Propunem Consiliului Local aprobarea îndreptării erorii materiale și scrierea CNP-ului corect. Greșit. E greșit că e la fel, același CNP. Da, facem corectura cu CNP-ul. Doamna director, aveți posibilitatea să mă urmăriți. CNP-ul este 27827131045366. Bun, deci 66 la sfârșit. Asta este CNP-ul corect. Da, cu 66 la sfârșit. Am corectat și hotărârea. Mulțumesc. Raportul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să supun atenție și deliberării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale survenite în conținutul hotărârii de Consiliul Local numărul 32/02/2016 pentru acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ghinez Ramona. În conținutul hotărârii Consiliului Local numărul 32/02/2016, la articolul 1 s-a scris CNP 28712310453 68, în loc de CNP 28712310453 66, deoarece în actele prezentate de către solicitant, CNP-ul era în act trecut, motiv pentru care se impune modificarea acestuia. Propun Consiliului Local al Municipiului Onești spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, avizul comisiei. Mulțumesc, discuții. Mai există votul. Cine este pentru? Unanimitate de voturi, proiectul a fost promovat. Proiectul numărul 16, domnul secretar, schimbăm dosarele. Expunerea de motive, vă rog. Doamne, domnul consilier,
Detalia realizării atribuțiilor conferite de legea 215 pe domeniul cu bine administrația publică locală, Consiliul Local hotărăște conținerea legii de arena administrare, condiționarea sau închirierea bunurilor ce aparțin de rândul public sau privat. Prin hotărârea Consiliului Local, prin hotărârea Consiliului Local anterioare, au fost achiziționate sub forma concesiunii, spiațele și ferențe sunt menționate la anexa 1, pentru activități comerciale, venite atât investitorilor cât și bugetului local. Pe ce a intervenit contractele vânzare-cumpărare, se solicită concesionarea drepturilor de concesiune conform anexei 1. Pentru distribuirea de produse alimentare preambalate în interiorul școlii George Călinescu, solicită închirierea unui spațiu în interiorul unității de învățământ. Prin urmare, se propune aprobarea închirierii unui spațiu în condițiile și cu respectarea datelor menționate în anexa 2. Vederea întocmirii documentului corespunzătoare pentru terenurile concesionate cu contract de concesiune numărul 100, per 2002, doamna Bratu Aneta, încadrat de concesionat, solicită confirmarea că terenul concesionat aparține de unui privat al municipiului Ionești. Prin urmare, se impune modificarea actul 1 la H-ul 47 pe 2001, privind aprobarea concesionării și închirierea unei operații de teren. Având în vedere cele menționate, spunem că analiză și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate, vă rog. Potrivit articolului 13 din 1991, republicată cu modificări și completări ulterioare, terenurile aparținând domeniului privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale pot fi închiriate sau concesionate potrivit legii, în condiția respectării prevederilor documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului terenurilor. Potrivit articolul 36 din legea 215 din 2001 administrației publice locale, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în condiții legii în toate problemele de interes local, având printre atribuții administrare domeniului public și privat al localității, precum și aprobarea concesionării și închirierii bunurilor. Având în vedere cele formulate de concesionare unor contracte de concesiune menționate în anexa 1, care ne aduc la cunoștință că au intervenit contractele de vânzare-cumpărare conform articolului 41 din legea 50 din 1991, se precizează că are dreptul, că dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiunilor de înstrăinare a construcției pentru a care realizarea acesta a fost construit. Se impune cesionarea dreptului de concesiune pentru suprafețe de teren concesionate și menționate în anexa numărul 1. Precizăm că la data solicitărilor, concesionarii au achitat obligațiile financiare aferente contractelor menționate. Având în vedere solicitarea școlii gimnaziale George Călinescu de închirierea unui spațiu în interior unitate de învățământ pentru comercializare produse alimentare preambalate, propunem pentru aprobare închirierea unui spațiu și cu respectarea datelor menționate în anexa numărul 2. De asemenea, doamna Bratu Aneta, în calitate de concesionar al unui teren în suprafață de 12 metri pătrați, situat în Onești, citarea terenului numărul 4, aprobată cu HCL 47 din 2001, anexa 1, poziția 3, solicită confirmarea că terenul concesionat aparține domeniul privat al municipiului Onești. Prin urmare, se impune atestarea că terenul concesionat aparține domeniul privat al municipiului Onești. Luând în considerare cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre alăturat. Vă mulțumim! Mulțumesc, comisia! Aviz favorabil. Mulțumesc, domnule consilier. Discuții pe marginea proiectului. Doamna consilier Elena Pașcu, aveți cuvântul. O singură problemă aș avea și eu. Am văzut aici că e vorba de închirierea unui spațiu din interiorul unității de învățământ. Din câte știu eu, pe la toate școlile, aceste spații care au avut această destinație au fost scoase din incinta unităților școlare, chiar din interiorul unităților școlare, pentru că îngustau spațiile necesare de evacuării copiilor. Sunt niște probleme. Nu știu. Da, adică nu prea sunt locuri. Nu știu dacă noi nu o să ne împotrivim, dar în general pe la toate școlile, în interiorul, chiar în interiorul clădirii, nu prea sunt locuri speciale pentru a le putea poziționa. Varianta ideală e pentru a fi poziționate în incinta școlilor, dar în afara clădirilor. Nu știu, acum n-am. Domnul secretar, probabil dacă nu va primi avizul instituțiilor de abilitate, nu va funcționa. Noi vom aproba. Da, dar se scoate la licitație. Bun, se scoate la licitație, dar dacă nu va primi avizul de la instituțiile, nu va putea să lucreze. Domnul consilier Lemnar. Aceste spații sunt folosite. Dar știți bine că școlile sunt în avizare ISU. Și acum, cu ocazia vizării ISU, se vor reglementa toate problemele legate de spațiu separat, dar tot la această suprafață.
Dar înainte de a-ți face la licitație, de ce să-ți facă documentații cu licitații? Ele sunt. E solicitarea persoanei respective. Ele sunt, lucrează acolo. Deci erau, ei au activitate acolo. Da. Am avut și eu și am renunțat pentru că nu mi-a dat voie de la aici. Păi, ISU nu v-a dat drumul și pe asta. Am avut și la Nadia Comăneci și tot la fel, nu le-a mai dat voie. Poate de la alții, acela. Posibil, da? Da, mulțumesc. Da, și eu, doamnă președinte. Vă rog, voi ați tot vorbit până acum. Nu, dar altceva. Altceva? Este vorba legat de subiect, da? Nu, păi legat de subiect. Vă rog. Nu pot să vorbesc pe la fac. N-am voie. E vorba de această doamnă Bratu care cere ceva. De ce să-i dăm noi avizul că acel teren este în domeniul privat, ca peste un an, doi să ne trezim că se va cumpăra de către anumite persoane? De ce să nu-l lăsăm în domeniul public al municipiului Onești? Mari facilități face municipiul această doamnă? Nu știu cine este, ce face. Domnul secretar vă răspunde, da? Nu știu cine este. Nu, răspunsul dați dumneavoastră ca fraudă. Terenul este în domeniul privat, nu este în domeniul public. El este atestat la domeniul privat, a fost închiriat sau concesionat, nu știu. Nu știu că nu apare la anexe, văd că în anexe nu apare, deci pare ceva așa, cam ascuns. N-a trebuit să vă apară. Dar nu apare în anexe, domnul secretar, nu apare în anexe, nu vă ce se apară în anexe? Acela spus, domnul. Terenul, ce faci, ce activitate are acest... Este o modificare a articolului 1 din hotărârea... Din 2001? Da, din 2001. Exact cum am mai explicat, în perioada anilor 2000 se aproba doar concesionarea terenurilor respective. Ulterior, nu mai rețin exact, 2014-2015, oficiul de cadastru nu mai intabulează drepturile de concesiune și nici drepturile de proprietate al clădirii construite pe un teren concesionat, decât dacă acel teren este atestat la domeniul privat. Acum nu facem decât acel teren care este concesionat, ocupat, există o construcție definitivă, să-l atestăm ca fiind în domeniul privat. Deci OCP-ul spune, domne, Consiliul Local, Municipiul Onești, trebuie să facă dovada că este proprietar. Cum face dovada? Prin atestarea la domeniul privat. El este privat, nu este public. Atenție! Domeniul privat. Și la încheierea contractului clădirea devine bun de retur? Nu știu cum este contractul, știți dacă foarte bine. Contract de concesiune, sunt poate la sau unele sunt așa, da, unele sunt așa, unele sunt așa, pentru că... De ce nu le reglementăm la nivelul municipiului? Păi asta nu-i problema mea. Problema dumneavoastră, a Consiliului Local, dacă trebuie reglementată, da. De ce? Pentru că legea 219, care a fost în vigoare până în 2006, când a apărut ordonanța 54, prevedea în mod expres că acele construcții sunt bunuri de retur și la terminarea concesiunii devin proprietatea concesionarului. Același lucru și acum la contractul de concesiuni și lumea este foarte nemulțumită de acest lucru. Vă reamintesc că acest contract de concesiune este aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Aveați posibilitatea la momentul respectiv. Se faceți acel amendament, se faceți. Da, e o problemă și din punctul meu de vedere. Dar nu se poate face și acum un amendament? Amendamentul de la acest proiect? Nu la acest proiect. La ce spuneam înainte? Faceți un proiect de hotărâre. Faceți un proiect pentru unii, da. Este într-un fel, pentru unii. Faceți un proiect de hotărâre, vom analiza împreună compartimentele de specialitate juridic, urbanist, economic. Dar și... cereri aveți la pregătire? Sunt cereri. Și de ce nu le punem să facem un proiect? Dați dispoziție la un compartiment. Eu nu pot să dau dispoziție la compartiment. Nu, dragi, domnul primar. Dar este în regulă, domnul consilier, putem trece mai departe, da? Din punctul dumneavoastră de vedere, da? Mi se pare... Nu, concluzia este clară. Inițiați un proiect de hotărâre... Nu, pentru ce a fost legat de... Proiectul de astăzi. De proiectul de astăzi, da? Mi s-ar fi părut normal să fie trecut într-o anex. Așa cum au fost cele trei, un cabinet și două spații comerciale, cum a fost... Asta la școală gimnazială George Cărnescu, poți să aici o anexă. Doamna consilier, repet, este vorba de modificarea unui articol 1. Nu puteam să trecem la modificarea unui articol într-o anexă. Mulțumesc. Trecem la vot. Cine este pentru? ~17 voturi pentru. Proiectul a fost avizat. Proiectul 17, domnul secretar spun, aveți cuvântul, expunerea de motive.
Doamnelor și domnilor consilieri, ordonanța de urgență numărul 110 pe 2005 privind vânzarea spațiilor proprietate private a statului sau unităților administrative teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și spațiile în care se desfășoară activități conexe a actului medical, a stabilit cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor proprietate private a statului sau unităților administrative teritoriale în care, la data intrării în vigoare a ordonanței, funcționau unități medicale înființate și organizate potrivit legii. În baza temeiului de drept, remergătorii încheierii contractului de vânzare cumpărare, prin hotărârea Consiliului Local numărul 43 pe 2006, s-a aprobat trecerea din domeniul public al municipiului Ionești în domeniul privat al municipiului Ionești ca spațiilor cu destinația de cabinete medicale ce urmau să fie vândute, dat fiind caracterul inalienabil la proprietății publice. Având în vedere prevederile ordonanței prin care era inclusiv terenul aferent spațiilor medicale se vindea odată cu acesta, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, spre finalizarea procesului de transfer al proprietății, prin înscrierea dreptului de proprietate în evidențele de carte funciară, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate. Domnul consilier, prin hotărârea Consiliului Local numărul 43 din 2006 s-a aprobat trecerea din domeniul public al municipiului Onești în domeniul privat al municipiului Onești a spațiilor cu destinație de cabinete medicale ce urmau a fi vândute în baza prevederilor ordonanței de urgență numărul 110 din 2005, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrative teritoriale cu destinație de cabinete medicale, coroborată cu hotărârea Guvernului 864 din 2004 privind concesionarea unor spații cu destinație de cabinete medicale. Urmarea acestei hotărâri s-a procedat la aprobarea vânzării imobililor prin HCL 44 din 2006, privind aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Onești cu destinația de cabinete medicale ce pot fi vândute potrivit UCHEF 110 din 2005 și la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Din adresa 4966 din 2016, pe teta doamna dr. Luca Nina, reprezentant a CMI dr. Lucu Nina, la poziția 4 din anexa HCL 44 din 2006, semnalează problema înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, problemă care implică, implicit se constată și restul cabinetelor medicale prezentate în anex și care privește în mod direct clarificarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești și a terenului aferent construcției. Astfel, având în vedere prevederile Constituției referitoare la proprietatea publică, respectiv caracterul inalienabil al acesteia și contractul de vânzare, cumpărare de rezultate în urma aprobării Consiliului Local, având în vedere măsurătorile efectuate de SC Tangenta 2004 SRL, anexate prezentul referat, reținem necesitatea și obligativitatea modificării HCL 43 din 2006, în sensul completării cu suprafața de 1762 metri pătrați de teren aferent cabinetelor medicale și trecerea acestei suprafețe din domeniul public al municipiului Onești în domeniul privat al municipiului Onești. Ținând cont de cele expuse mai sus, conform prevederii articolului 10 din legea 213 privind bunurile proprietatea publică, în temeiul articolului 36, tipul 45 și articolul 115 din legea 215, privind administrația publică locală republicată, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumim. Mulțumesc. Avizul comisiei. Proiectul cu numărul 17. Urbanistic. Comisia de urbanistic. Mai greșit. Și la comisia noastră. Deci comisia 1 a avis favorabil. Și la urbanistic. Nu. N-a fost dat? Nu. Așa apare în dispozitiv. Bun. Mergem mai departe. Oricum avizează favorabil acest proiect. Discuții pe marginea proiectului. Nu există. Trecem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? În unanimitate? Da? Mergem mai departe. Proiectul 18 pe ordinea de zi de astăzi. Aveți cuvântul cu expunerea de motive, domnule secretar. Doamne, domnul consilier, în conformitate cu strategia de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale, planul de dezvoltare pe reala 214-215
2014-2023, asumate pe Transgaz Media și proiectul privind dezvoltării ale SNT în zona nord-est a României este unul dintre proiectele importante de investiții componenta electoralului 6 este cuvat de transport care urmărește atât asigurarea îmbunătățirii alimentării cu gaze a regiunii nord-est și asigurarea simultană unor volume de gaze pentru Republica Moldova. Având în vedere necesitatea îmbunătățirii alimentării cu gaze naturale a regiunii nord-est a României, ținând seama de perspectiva oferită de noua condiție intercontinentale între România și Republica Moldova, supune spre analiză și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre în formă prezentată spre continuarea procedurii de autorizare execuției lucrărilor planificate pe teritoriul administrativ al municipiului Iași. Mulțumesc. Raportul de specialitate. În cadrul planului de dezvoltare Sistemului Național de Transport Gaze Naturale în perioada 2014-2023, asumat de către Transgaz S.A. Mediaș, a fost exprimat acordul primarului față de lucrările propuse pe teritoriul administrativ al municipiului Onești prin avizul numărul 136.36 din 19.03.2015 la solicitare Consiliului Județean conform procedurii stabilite de legea 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru lucrări care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale. Ordinul 839 din 2009 pentru aprobarea normei metodologice de aplicare a legii 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrării de construcții prevede la articolul 13 că executarea lucrării de construcții este permisă numai în bază și cu respectarea unei autorizații de construire emisă titularului unui drept real asupra imobilului, astfel că SNTGN Transgaz S.A. Mediaș a procedat prin adresa la solicitarea aprobării constituirii acestui drept de parte Consiliul Local al municipiului Onești. În acest caz, dreptul real este prevăzut în legea 123 din 2012 a energiei electrice și a gazelor, articolul 109, articolul 130, ca drept de uz și de servitute de trecere, exercitat cu titlu gratuit pe întreaga durată de existență a rețelelor, lucrărilor fiind considerate de utilitate publică. Obținerea acestui drept va folosi ulterior la dovada titlului asupra imobilului solicitată de certificat de urbanism 106 din 2015 emis de Consiliul Județean Bacău, în continuarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor. Domeniul public afectat de sutraversarea drumurilor de exploatare și a drumului de interes local DC-128, prelungirea străzii București, a fost determinat de către Departamentul de Proiectare și Cercetare Transgaz S.A. Mediaș prin planul de situație numărul 1051-OG01, anexat în prezentul raport. Lucrările presupun pozarea unei conducte cu diametru DN700 împreună cu sistemul de teletransmisie fibră optică sensitivă prin șans deschis în cazul drumurilor de exploatare și prin foraj orizontal în cazul DC-128 în limita unui culoar de lucru de 20 de metri asupra care se va constitui dreptul de uz și de servitute. Ținând cont de cele expuse în temeiul articolului 36, coroborat cu articolul 46 și articolul 124 din Legea Administrației Publice Locale, 215 din 2001, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumim. Mulțumesc. Avizul comisiei. Mulțumesc. Discuției pe marginea proiectului. Consilier Zazu, aveți cuvântul. O singură întrebare. Această conducte va trece cu siguranță și pe proprietăți private. Aceste persoane fizice pot cere despăgubiri sau bani pentru trecerea acestei conducte de acolo? Da. Știu că domnul Buzugan a ridicat această problemă acum vreun an și ceva. Da. Și conform legii, da. Conform legii. Au voie. Deci putem informa cetățenii că pot cere aceste... Lucrarea se execută și cu avizul. Cu acordul. Noi le dăm grație, dar ei au dreptul să ceară... Avem cartea proprietate privată. Mulțumesc. Votul pe acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate de voturi. Proiectul 19 a fost retras de pe ordinea de zi. Domnul viceprimar Nicolae Dactuc dorește să facă un scurt comentariu vis-a-vis de acest proiect.
așa cum a făcut toată lumea, o să-i termine mai existent de ordine de zi. Dar am cerut, vă rog, aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc. Viceprimar. Aș fi dorit, în primul rând, înainte să fac un comentariu, să-l întreb pe domnul viceprimar cu atribuții de primar, pe domnul Cristea, de ce a retras acest proiect de plan. Am retras proiectul de ordine de zi pentru că au mai fost identificate niște soluții și aș vrea să am o discuție ulterior ședinței de astăzi cu doamna manager, să văd dacă aceasta este singura soluție viabilă. Iar după ce voi avea discuția cu dumneavoastră, va fi reintrodus pe ordinea de zi. Mulțumesc! Un răspuns cel puțin inteligent, ca să nu, sau inspirat, să mă spun altfel. Mulțumesc pentru el. Ideea e că în 16-a 3-a, pardon, în 21-a 3-a 2016, doamna manager al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca primite către primăria municipiului Lănești în atenția domnului primar o notă informativă, din care rezultă că dacă până la sfârșitul anului 2016 morganul se va închide dacă nu se renovează. Foarte interesant. Este, să spun, foarte important pentru noi ca serviciile medicale prestate de către spital să meargă în continuare. Totodată este riscant să scoatem de pe ordinea de zi sau să nu dăm toată atenția cuvenită unui astfel de proiect, care pe aici pe acolo pare cel puțin suspect, să nu-i spun altfel. Și de ce spun asta? Spun lucrul acesta pentru că tot în această adresă doamna manager ne spune că rezultă că morga se va închide dacă nu se găsesc resursele financiare pentru mutarea într-un spațiu nou. Totodată tot doamna manager spune că nici spitalul, nici Consiliul Local nu dispun de aceste sume. Eu din discuțiile purtate cu domnul Găbureanu înțeleg că există sume sau există rezerva astfel încât să dezvoltăm Consiliul Local această investiție și nu persoane private care spună că există posibilitatea legală conform normativelor în vigoare să se strângă sponsorizări care să asigură o rapidă punere în opera proiectului. Aș face o singură, eu știu, să ridic un singur, să trag de fapt un singur semnal de alarmă colegului meu, prietenește totodată, să fim atenți la propunerile făcute de către alții și propunerile care ni se aduc nouă în Consiliul Local, pentru că suntem aici pentru a respecta legea în primul rând și pentru a lua niște decizii în folosul comunității și nu a crea anumite, eu știu, pârghii sau a răspunde unor speculații printr-un vot al nostru. Niciodată nu voi vota o astfel de intenție privată, eventual aceste sponsorizări să se ducă către construirea unui spital nou și către construirea și unei astfel de secții pe lângă spitalul nou. Ceea ce avem în municipiul Onești trebuie să îngrijim, să dezvoltăm și să creăm prin propriile forțe, chiar prin parteneriate, dar nu de genul acesta, o nouă investiție. Vă mulțumesc mult! Am înțeles. Mulțumesc. Domnule viceprimar, sunteți pentru construirea unei noi morgi, înțeles, am înțeles, dar din banii municipalității și nu din bani privați. Eu înțeleg că nu trebuie să dăm 36.000 de metri pătrați. V-am întrebat cu IFA și există un semn de întrebare că din sponsorizări se poate construi o morgă. Mulțumesc! Există acord de parteneriat public-privat care poate ajunge aici în Consiliul Local și bineînțeles că se supune unui vot. Mulțumesc! Domnul președinte, dați-mi și mie voie să... Avem aici pe domnul Dobru, poate ne poate domnul Dobru, pentru că s-a excatat. Deja încep să înțeleg că sunt la teatru aici. Nu aveți biroul omul în gatul? Vine să vă certați în Consiliul Local. Nu-mi trebuie să știi doamne cu mască și fără mască. De nu, veniți și ne spuneți acum că îl întreb pe domnul. Nu sunteți unul în gatul vecin. N-am avut timp dimineața să ne-am văzut. Stați așa un pic, că proiectul e de vineri băgat cu urmea de zi. N-am avut timp. Mulțumesc. Haideți să trecem mai departe. Și dacă tot ați pomenit că este domnul director medical aici, domnule director, noi am avut o discuție dimineață, mi-ați explicat destul de pe înțeles ce înseamnă morga. Acum te bucuri că ai morți. Poate pe scurt. Ce pot să vă spun? Că, într-adevăr,
conform unui plan de conformare dat de DST Bacău, la sfârșitul anului nu mai avem, nu vom mai primi avize pentru morgă. Amănuntele juridice, credeți-mă, nu le știu. Dar ceea ce pot să vă asigur, de totala transparență. Adică, ați văzut prin Consiliul Local, s-a încercat un proiect, a fost retras, se caută alte soluții. Cred că nici sponsorizările de care vorbește doamna manager și domnul viceprimar, nu cred că erau făcute pe ascuns. Deci cred că toate lucrurile astea și cum decurgeau lucrurile în continuare erau total transparente și le dezbăteam în Consiliul Local. Când, credeți-mă... Cine face sponsorizările la spital? Cine... Nu știu. Spune. Nu știu amănuntele ulterioare care... unde se va ajunge. Mulțumesc frumos. Cred că au fost discuții suficiente. Când se va reveni cu acest proiect cu ordinea de zi, vom discuta la momentul potrivit. Mai dați-mi un singur răspuns, domnul doctor, dacă tot ați. Spuneți-mi, cine face sponsorizări la spital? Faci vreo bancă, ceva? Cine face sponsorizări? Ce să gândesc ei să... Nu știu. Credeți-vă că nu știu să vă răspund. Deci sponsorizările sunt... un fum așa aruncat. Mulțumesc frumos! Proiectul 20! Din parcul spital. Să îmbăți ce financiar. Eu nu aș zice că e mai bine să facem din bani privați decât din bani publici. Asta e părerea mea. Așa, da. Așa că vorbim ca să ne aflăm în treabă. Vă rog frumos să trecem la ordinea de zi, să revenim, da? Proiectul 20, expunerea de motive, domnul secretar. Da. Expunerea de motive în forma modificată pe care ați primit-o ieri, prin adresa numărul 1702 din 15.3.2016, se înaintează hotărârea numărul 4 din 14.3.2016, adoptată de către AGA ADIS, prin care s-a decis transmiterea spre aprobare de către toate cele 65 de unități administrative membre, partea contractului de concesiune în delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de șeuri municipale în județul Bacău, a modelului de contract pentru agenții economice a instituțiilor publice în formă anexată, precum și aprobarea de control de către ADIS, către rândă a prestării serviciului tarif până de 317,73 RON, zona fără TVA, atât pentru deșeurile din mediul rural, cât și pentru deșeurile din mediul urban. Pe durata perioadei de tranziție. Potrivit articolului 2 din hotărârea înaintată, se tratează în sarcina reprezentanților unităților administrative membre a ADIS obligativitatea supunerii spre aprobare în consiliile locale în vederea adoptării măsurilor în acest sens, pe urmă ca termenul pentru comunicarea acestora să fie 30 aprilie 2016, articolul 3. Analizând documentele comunicate în acest scop, se constată următoarele. Cu privire la aprobarea modelului de contract între agenții economice și instituțiile publice, se arată următoarele. Conform legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, articolul 2 alineatul 1, serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în scopul salubrizării localităților, articolul 6 alineatul 1, autorităților relative ale unităților administrative teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare a localităților. În exercitarea principiului autonomiei locale și atribuțiilor exprese din legile speciale, ce reglementează funcționarea serviciilor publice de salubrizare, Consiliul Local Onești a aprobat prin HCL 28/2009 participarea municipiului Onești în județul Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Ulterior, prin HCL 167/20/11/2013, Consiliul Local a adoptat modalitatea de organizare și funcționare și realizarea serviciului de colectare și transport de șeuri municipale la nivelul județului Bacău, ca fiind gestiunea delegată, a aprobat studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport de șeuri municipale Bacău și documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport de șeuri municipal în județul Bacău, conform anexei 2, precum și regulamentul serviciului de salubrizare județului Bacău. Din ordinul ANSC 112/2007 a fost aprobat contractul cadru de prestare a serviciilor de salubrizare a localităților. Modelul momentan spre aprobare nu respectă cadrul legal arătat, impunând în sarcina utilizatorului achitarea unei cantități minime, fără nicio legătură cu cantitatea de deșeuri efectivă produse și colectate, eliminând drepturile și obligațiile esențiale ale părților din contract. Prin impunerea la plata contravalorii unor cantități minime ADIS și ADIS și autoritatea locală intervine în relația contractuală între persoane juridice și operatorii salubrizate, privându-i de dreptul de a stabili de comun acord facturarea unor cantități efective determinate sau estimate conform art. 13 alineatul 1 din ordinul arătat.
articolul 6 din ordinea de zice 1110/2007, tarife facturate și modalități de plată. Articolul 12 aliniatul 1. Operatorii vor practica tarifele aprobate de autoritățile administrației publice locale potrivit prevederilor legale. Stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale. Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștința autorizatorilor cu minim 15 zile înainte de începerea perioadei de facturare. Tariful practicat pentru colectarea deșeurilor municipale la încheierea contractului este de 3 persoane la 1 kg. Facturarea se face lunară în baza prețurilor și tarifelor aprobate a cantităților efective, determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantitățile facturate, prețul, tariful aplicat, inclusiv baza legală. Mai mult decât atât, tariful rezultat în licitație și regăsit în anexa 9 cu legea contractului de redare a gestiunii pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere reziduale generate de agenții economice, instituții, este în cuantum de 516 lei tona și nu în cuantum de 553,59 lei tona, cum este înscris în modelul contractului încheiat cu Rompest. Așa cum a stat mai sus, orice modificare a tarifului licitate se poate face doar în conformitate cu prevederile legale și contractuale. Pentru aceste materii, consider necesară abrogarea hotărârii Consiliului Local nr. 158 din 22 decembrie 2015, prin aprobarea modelului 4 de contract de prestări servicii sau realizare între compania Rompre și agenții economici, instituții publice și aprobarea acestea în conformitate cu prevederile legale. Cu privire la aprobarea de contări de către agenții către Rompre sau tarifului de 317 lei, chiar nu motivat de asigurarea transportului de la depozit, conform de la Nicolae Dulcescu, respectiv majorării tarifului citat de 160,93 lei tonă pentru mediul urban și 217,17 lei tonă. Prin hotărârea 167 din 20 noiembrie 2013 a fost aprobată documentația necesară de mărire procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de legare a gestiunii, serviciului de operare instalației deșeurilor municipale în județul Bacău. Ca urmare a actelor adoptate, avis, Bacău a organizat și finanțat procedura de atribuire a contractului de legare a gestiunii prin licitație deschisă organizată în condițiile ordonanței 34/2006 și prin atribuirea contractului de achiziție publică, fiind încheiat contractul de legare a gestiunii de colectare și transport cu ce compania Rompre Stelis S.A. Conform documentației de licitație aprobată și publicată în SIAP, criteriul de atribuire l-a construit oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, prețul ofertei având o pondere de 40% fiind prezentat prevăzută posibilitatea de ajustare a prețului în condițiile legii după cum urmează. Articolul 6 aliniatul 1 litera L din legea 101/2006, ajustarea sau modificarea tarifelor se face în conformitate cu normele metodologice aprobate de ANRSC, prin urmare tarifele pot fi ajustate, modificate ca urmare a îndeplinirii următoarelor condiții. Astfel, A. Ajustarea solicitării de delegat va fi aprobată, realizată de delegatar, pentru a se asigura corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evoluția generală a prețurilor tarifelor din economie. B. Parametrul de ajustare poate fi indicele prețurilor de consum comunicat din Institutul Național de Statistică, evoluția costului de schimb leu-euro sau a parametrul de ajustare stabilit potrivit prevederilor din contractul de legare a gestiunii. Pe parcursul primului an de operare, ajustarea poate fi solicitată și aprobată o singură dată, dar nu mai devreme de 10 luni de la începerea contractului. În următorii ani, cu îndeplinirea condițiilor impuse de ordinul ANRSC numărul 109/2007, modificarea tarifului solicitată de delegat va fi aprobată, realizată de delegatar numai după primul an de derulare a contractului și numai în cazul în care intervine o majorare a uneia sau mai multe elemente de cost din structura tarifelor cu mai mult de 5% pe perioade de 3 luni consecutive, modificarea cantităților și modificarea condițiilor de prestarea activității, ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura tarifelor, ca urmare a prevederilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate, sănătate, muncă. Tariful se calculează după o formulă stabilită potrivit normelor ANRSC. Aceleași prevederi se regătesc și în articolul 17 din contractul de delegare a gestiunii încheiat între ADIS cu SC, compania Rompre Service S.A. Mai mult, având în vedere situația specifică privind derularea licitației pentru revizuirea contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri din județul Bacău, în cadrul procedurii de licitație, ofertanții au solicitat clarificări cu privire la acest aspect, având la cunoștință atât asupra tarifelor practicate, cât și a riscului asumat în momentul fundamentării prețului. Spre exemplu, este caz din clarificarea 39 de PSA, întrebarea 7. Vă rugăm să ne precizați locațiile unde se vor elimina deșeurile colectate și transportate de delegat, inclusiv tarifele de eliminare în cazul adjudecării licitației de delegare prin concesionarea gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în Bacău, atât
timp cât licitațiile pentru desemnarea operatorilor care vor administra stațiile de stocare, transfert, compostare și depozitul deșeurilor sunt în curs de lansare. Răspunsul numărul 7, eliminarea deșeurilor colectate de delegat în cazul adjudicării licitației de delegare prin concesionarea gestiunii serviciilor publice de colectare și transport al deșeurilor municipale înaintea celei pentru desemnarea operatorilor care vor administra stațiile de sortare, transfer, compostare și depozitul de deșeuri se va face la depozitul conform de deșeuri din localitatea Nicolae Bărcescu, iar tariful prezent la de depozitare este de 24 de lei tona pentru deșeurile municipale și 6 lei tona pentru molos provenit din construcții și demolări. Se arată faptul că aceste tarife au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Local 156 din 22 adresa 2015, tocmai în vederea asigurării funcționalității serviciului de salubrizare în perioada de tranziție și până la atribuirea contractului aflat în procedura de licitație. Extras din clarificarea numărul 23, întrebarea 7. Să ne transmiteți ce se întâmplă dacă tariful final la stațiile de transfer și depozitul Bacău va fi mai mic decât cel estimat, comunicat. Tariful licitației va diminua. Să aveți în vedere că tariful de depozitare este elementul de cost și va fi inclus în fișa de fundamentare. Nu este prematură organizarea acestei proceduri înainte de delegarea operării stațiilor de transfer? Răspuns 7. În cazul utilizatorilor casnici populației, în area de deservire va fi instituită o taxă specială de salubrizare ce va fi colectată de fiecare UAT și transferată către ADIS. Această taxă va include toate elementele de cost ale sistemului integrat de gestionare a deșeurilor de colectare, transport, transfer, tratare și eliminarea depozitului conform. Așadar, având în vedere faptul că pentru utilizatorii casnici, operatorul de colectare și transport își va încasa factura aferentă serviciului prestat direct de la ADIS, tariful perceput de instalațiile de deșeuri nu influențează fundamentarea prețului efectuat pentru serviciul de colectare și transport deșeuri. În cazul utilizatorilor non-casnici, agenții economici, instituții publice, în zona de deservire, se va institui tariful ce va fi colectat de către operatorul de colectare și transport delegatar, din tariful colectat ce cuprinde toate elementele de cost ale sistemului integrat de gestionare a deșeurilor de la colectare, transport, transfer, tratare și eliminare la depozitul conform, operatorul de colectare și transport va plăti tariful aferent perceput la instalațiile de deșeuri. Modificarea, ajustarea după caz a tarifelor pentru populație respectivă pentru agenții economici și instituții aferente serviciului se va efectua în conformitate cu metodologia de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile specifice ale serviciului de salubrizare și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, în cazul în care tariful de preluare a deșeurilor din instalațiile de deșeuri diferă față de cele estimate în prezent ca documentație, acesta poate fi modificat în baza prevederilor a 6 aliniată 1, litera L din legea 101/2006 și ale prevederilor ordinului 109/2007. Concluzionând, se constată faptul că la întocmirea fișelor de fundamentare a tariflor licitate, operatorii au știut cu exactitate atât locurile depozitare, cât și tariflele practicate de operator, dar și faptul că o modificare a tariflor licitate se va face doar cu respectarea prevederilor legale. Pentru toate aceste motive, se consideră că la acest moment o majorare a prețului rezultat din licitație ar fi nelegal, acesta putând fi făcut doar pe baza unei noi fișe de fundamentare a tarifului, după trecerea termenilor stabilite prin contract, respectarea articolului 6 aliniatul 1 litera L din legea 101, precum și a ordinului 109/2007 și articolului 17 din contractul de delegare a gestiunii. În subsidiar se arată faptul că prin adresa înaintată se indice ideea potrivit căreia neadoptarea hotărârii în forma înaintată de ADIS ar pune unitățile administrative teritoriale membre în situația suportării consecințelor ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale asumate fără a se indica în concret care sunt aceste obligații. În mod constant, municipiul Onești a dat dovadă de disponibilitate, adoptând cele mai multe cazuri în regim de urgență, actele administrative în formă înaintate de conducere ADIS, depunând efortul pentru derularea în mod corespunzător a contractului de delegare a gestiunii. Pe de altă parte, solicitării conducerii municipiului Onești de a comunica documentele necesare clarificării unor litigii, situații litigioase pe plan local, au rămas fără răspuns. Astfel, nici până la această dată nu au fost comunicate toate anexele contractului de delegare a gestiunii sau hotărârile adoptate în decursul timpului de ADA ADIS, documente publice care ar trebui să se regăsească pe site-ul asociației și acte a căror respectare suntem ținuți pe toată perioada calității de membru ADIS. Pentru aceste motive, considerăm necesară aprobarea hotărârii Consiliului Local 158 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea modului cadru de prestări servicii salubrizare între compania Rompre și agenții economici
și aprobarea acestuia în forma în conformitate cu prevederile legale. Se consideră o prioritate desfășurarea și funcționarea serviciului de salubrizare în condițiile legii, prin respectarea de către municipiul Onești a obligațiilor asumate în cadrul adis pe de parte, dar și a intereselor și legalității față de toți cetățenii din municipiu pe de altă parte. Având în vedere hotărârea AGA privind obligația stabilită în sarcina primarului în calitate de membru adis a municipiului, în cadrul de membru adis, reprezentant al municipiului Onești, de a supune adoptării Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată, ținând cont de competența exclusivă a Consiliului Local cu privire la solicitarea adis, urmează să deliberați. Mulțumesc. Raportul de specialitate, domnul Medianu. Adis a aprobat în ședința de 14.3.2016 în cadrul prea spre aprobare și în hotărârea Consiliului Local, semnătate cele 60 de ori parte în contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de șeuri municipale în județul Bacău, încheiat cu SCR compania Romca Services SA, București, numărul 180/6/5/2015, a modelului de contract pentru agenții economice și instituțiile publice și a decontării către adis Bacău la tarifă minim de 317,73 lei pe tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale atât în mediul rural cât și din mediul urban, în perioada de tranziție până la atribuirea către adis a contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău. În ceea ce privește cuantumul de perioada salubritate, precizăm faptul că aprobarea de contract la tarif unic pe durata perioadei de tranziție nu implică modificarea taxei de salubritate aprobată conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor. Față de cele prezentate, vă rog să analizați să votați. Mulțumesc. Avizul comisiei. Având în vedere că acest proiect de hotărâre are o... Va fi prezentat. Noi n-am putut să dăm aviz favorabil, deci aviz este negativ. Am înțeles, mulțumesc. Domnul Scunu? Da. Având în vedere prevederile articolului 48 din legea 215/2001, și am să corectez aici pentru că am primit o observație, în loc de aviz de nelegalitate, voi reformula și voi spune opinie de nelegalitate. Da, ca să aici e parat. Da, opinie ca la Curtea Constituțională. Da. În temeiul articolului 48 din legea 215 administrației publice locale, secretarul municipiului emite prezenta opinie de nelegalitate cu privire la articolul 2 din proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare pentru agenții economici și instituțiile publice și a tarifului pentru colectarea deșeurilor reziduale mediul urban în perioada de tranziție. Opinia motivată. Potrivit articolului 11 din legea 215/2001 administrației publice locale, cele două sau mai multe unități administrative teritoriale au dreptul să coopereze și să se asocieze formând asociații de dezvoltare intercomunitare cu personalitate juridică și de comunitate de participare a municipiului Onești în calitate de membru fondator la înființarea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, iar după aprobarea în prealabil a unor documente tehnico-economice juridice, prin hotărârea Consiliului Local numărul 167 din 20 noiembrie 2013, s-a aprobat documentele necesare de demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport de șeuri municipale județul Bacău. În urma licitației publice organizate potrivit mandatului primit, adis Bacău, numele și pe seama unităților administrative teritoriale membre, a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare numărul 108/2957 din 6-5-2015, cu operatorul SC compania Rompre Services SA. Potrivit articolului 16 din contractul de delegare, modificarea, ajustarea după caza tarifelor pentru populație, respectiv agenții economici și instituțiile aferente serviciului, se va efectua în conformitate cu metodologia de stabilire, ajustare și modificarea tarifelor pentru activitățile specifice ale serviciului de salubrizare și cu respectarea prevederilor legilor speciale. Modificarea, ajustarea tarifelor pentru populație, respectiv agenții economici și instituții serviciului, se aprobă de către adis în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens unităților administrative teritoriale membre ale adis cu aprobarea AGA adis. 3. Tarifele pentru populație, respectiv agenții economici și instituțiile pot fi ajustate, modificate ca urmare a îndeplinirii următoarelor condiții. Astfel, ajustarea solicitată de delegat va fi aprobată, realizată de delegatar pentru a se asigura corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior pe evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie. Parametrul de ajustare poate fi indicele prețurilor de consum pe servicii, ramură, apă, canal, salubritate, comunicat de Institutul Național de Statistică, evoluția cursului de schimb, leu, euro sau alt parametru de ajustare conform legii.
B. Pe parcurs în primul an de operare, ajustarea poate fi solicitată și aprobată singură dată, dar numai de vreme de 10 luni de la începerea contractului, iar în următorii ani, cu îndeplinirea condițiilor impuse prin ordinul președintelui ANRSC 109/2007. 4. Modificarea tarifului solicitat de delegatar va fi aprobată, realizată de delegatar, numai după primul an de derulare a contractului și numai în cazul în care intervine o majorare a uneia sau mai multe elemente de cost în structura sumelor de disponibilitate a tarifelor cu mai mult de 5% pe perioadă de 3 luni consecutive, modificarea cantităților cu mai mult de 20%, ori modificarea condițiilor de prestare a activității ca urmare a adăugării a unui nou element de cost din structura sumelor, disponibilitatea tarifelor ca urmare a prevederilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului de securitate în muncă. De asemenea, anexa nouă la contract prevede tarifele de prestare a serviciilor rezultate în urma licitației publice, fiind aprobate și prin hotărârea Consiliului Local 55 din 22/2015 privind aprobarea tarifelor operatorului de colectare și transport deșeului. În adresa numărul 1702 din 15/3/2016, ADIS ne transmite hotărârea ARGA numărul 4, referitor la transmiterea spre aprobare prin hotărâre a Consiliului Local a modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice și a decontării de către ADIS la tariful unic de 317,7 lei tona fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale atât în mediul rural cât și în mediul urban în perioada de tranziție. În opinia mea, articolul 2 din proiectul de hotărâre, care prevede modificarea tarifului operatorului de colectare și transport deșeurilor municipale, încalcă atât prevederile articolului 17 din contractul de delegare a gestiunii, cât și dispozițiile articolului 6 alineatul 1 litera I din legea 101/2006 privind salubrizarea localităților, care stipulează că autoritățile deliberative a unităților administrative teritoriale, sectoarelor municipiului București au competența exclusivă în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciilor de stabilizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu, la litera L, stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor propuse de operatori în conformitate cu normele metodologice de elaborare și aprobate de ANRSC. Față de cele arătate, consider că articolul este nelegal, în măsura în care va fi aprobat în forma propusă de inițiator, nu voi contrasemna hotărârea. Mulțumesc, domnule secretar. O vă dau voi, sigur că da. Da. În completarea sau în ajutorul meu, serviciul juridic va prezenta un punct de vedere, că le mulțumesc pentru ajutorul dat și pentru prezența în sală. Asta am vrut să vă rog și eu, doamna consilier juridic Laura Romedea. Ne prezintă un punct de vedere. Ca fiind gestionar de data, a aprobat studiul de oportunitate și documentația de activire pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău. Ca urmare a actelor adoptate, ADIS Bacău a organizat și finalizat procedura de activire a contractului de delegare prin licitație deschisă, organizată în condițiile ordonanței de urgență 34/2006. Având în vedere adresa ADIS Bacău de comunicare a tarifelor operatorului de colectare și transport deșeuri, SECE Compania Rompre Service București a fost adoptat HCL 155/2015 pentru aprobarea tarifelor operatorului de colectare și transport deșeuri municipal. Astfel se aprobă tarifele în varianta rezultată din licitație. Potrivit prevederilor articolului 97 din hotărârea 925/2006, privind punerea în aplicare a ordonanței de urgență 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul poate fi ajustat în următoarele situații. Dacă au avut loc modificări legislative sau pe piață au apărut norme condiții în urma cărora s-a constatat creșterea, diminuarea indicilor de preț pentru elementele constitutive ale ofertei. Pentru a se respecta principiul transparenței, posibilitatea de ajustare a prețului trebuie să fie precizată atât în documentația de atribuire, cât și în contractul care urmează să se fie încheiat. În orice situație, prețul contractului nu poate fi majorat decât în măsură strict necesară pentru acoperirea creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractual. Conform documentației de licitație aprobate și publicate în SEA, criteriul de atribuire a constituit oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, prețul ofertei având o pondere de 40%. Fiind prevăzută posibilitatea de ajustare a prețului în condițiile legii. În conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera I din legea 101 și fiind prevăzută și formula de ajustare a prețului. Aceleași prevederi se regăsesc și în conținutul articolului 17 din contractul de delegare a gestiunii încheiat între ADIS și 10 companii Rompre Service SA.
modificarea, ajustarea tarifelor pentru populație poate fi solicitată și aprobată o singură dată, dar nu mai devreme de 10 luni de la începerea contractului. Modificarea tarifului solicitată de delegat poate fi aprobată, realizată de delegatar, numai după primul an de derulare a contractului. Având în vedere cele arătate mai sus, considerăm că nu sunt îndeplinite condițiile de legalitate pentru a fi aprobată această modificare a tarifelor rezultate din licitație. Mulțumesc, doamna consilier. Deci, la prezentarea de către domnul consilier Bordugan, a amendamentului. Există un amendament, sigur că da, cred că toată lumea știe. Un amendament cât un proiect. Amendament pe care îl prezintă domnul consilier. Da, voi fi, dar mulțumesc domnul primar. Voi fi scurt, voi da explicații simple pe înțelesul meu. Și voi fi scurt, domnul Martin, pentru că știu că aveți o săptămână a patimilor. Vă rog puțin. Vă mulțumesc. Deci se întâmplă. Adesul a trimis la primar, la primărie, o notificare și nu o rugăminte. Suna ca o somație. Adică primarul se inițieze un băi de hotărâri, iar noi să dăm cu bățul și cu votul, să aprobăm contractul model propus de către ADES. Exact ca la bancă, îți punem contractul în față și îl semnezi, fără să mai negociezi clauze sau prețuri. În atare situație, o propun Consiliului că acest contract trimis de ADES spre aprobare, de către noi, să aibă unele modificări și unele abrogări. Fac această precizare, dacă acest contract, vorbim de contractul ADES, va fi votat de dumneavoastră în forma inițială și în redactarea inițială, atunci lăsăm pe agenții economici la cheremul prestului. Da? De ce nu este bine ca să nu modificăm contractul inițial, unde se prevăd cantități și prețuri la care agentul economic nu are voie să vină cu negocieri sau modificări. În atare situații, eu propun Consiliului următoarele modificări și veți hotărâi dumneavoastră. Se propune modificarea articolului 3 din contractul inițial, vorbesc, dacă are următoarea redactare. Tariful pentru colectare separată, transport separat al deșeurilor în menajerii ritoare, inclusiv eliminarea prin depozitare, este de 553 tona, respectiv 110 lei metru cub, fără TVA. Aceasta este redactarea din contractul ADES. Propunerea mea este următoare, este propunere mai completă și mai nu avantajoasă, protejează agentul economic din clauze abuzive din contractul inițial. Propunerea este următoare. Tarifele pentru precolectare, colectare, transport deșeuri municipale, inclusiv deșeuri toxice, periculoase din deșeurile menajerie, cu excepția celor cu regim special, cu agenți economici, defalcate, sunt cele din anexa 9.2 la contractul de delegare, anexa care devine anexa prezenta propunerii de amendament. Rom Prestum a câștigat licitația pentru că a avut un preț mic. Aceasta este anexa numărul 9.2, unde se intitulează tarifele lucrătorilor în casă, conform ofertei. Cu această ofertă, Rom Prestum a câștigat licitația. Ofertă mică. Într-adevăr, biroul juridic susține și din punct de vedere corect, spune așa biroul juridic, conform documentației licitației, aprobate și publicate pe SIA, criteriul de atribuire, vorbesc câte ori în preț, l-a constituit oferta cea mai avantajoasă de preț, prețul având o pondere de 40%. Bun, dacă ADES-ul a câștigat licitația față de alte firme participante, aceasta este oferta de preț. De ce mi se pare corect că modificarea pe care o propun dumneavoastră, tarifele, sunt cele din anexa 9.2, defalcate pe servicii și care să fie menținute în continuare. Au câștigat licitația cu un preț, trebuie să-și păstreze prețul și îl pot modifica sau ajusta, cum s-a spus până acum aici, în următoarele condiții. Când apar norme legale noi și care vor obliga viitorul Consiliu să facă și ele modificări și adaptări după noua lege, când apar norme tehnice noi, care vor obliga Consiliul să adapteze noilor norme, de atunci se poate modifica sau ajusta prețul la acest serviciu. Aceasta este prima propunere cu privire la articolul 3.31. Se abrogă din contractul inițial alineatul 2. De ce se abrogă acest lucru? În forma inițială a contractului propus de ADES, bate în cuie cantitățile de deșeuri. Un metru cub și respectiv 0,5 metri cubi.
mă refer la agenți economici și instituții. Prin faptul că bați în pui într-un contract cu anumită cantitate, îl obligi pe agentul economic să plătească cantitatea din contract, chiar dacă nu produce, că scrie în contract. Și atunci este corect să abrogăm acest lucru, ca să dăm voie agenților economici deci negocieze cantitatea de gunoi cu un rom prestul. Sunt agenți economici care produc gunoi mult. Sunt agenți economici care produc mai puțin. Ce un birou, cum ar fi al domnului Ieni, cât gunoi produce în prezent și cât gunoi produce, poftim. Iau în față pe domnul Tofan, alemonul. Deci nu putem să nivelăm prețurile în așa manieră încât fiecare agent economic să plătească ce nu produce. Poftim? Cantitatea, vă rog. Și atunci dăm posibilitatea, prin abrogarea ce s-a alineat, ca agentul economic, corom prețul, când încheie contractul, să-și negocieze cantitatea de gunoi produsă. Mi se pare corect. Dacă îmi bate în cuie aceste cantități, înseamnă produci, nu produci cantitatea din contract, trebuie să o plătești. Este o propunere pe care o fac dumneavoastră. De asemenea, se mai propune modificarea punctul, articolul 3, punctul 3.2. Aici este vorba de acele tarife care ei fac abatere, ne ținând cont de oferta pe care au făcut-o și de anexa 9.2. De asemenea, s-a abrogat, domnilor, 3.3, 3.4, 3.5, se propune 3.5, 3.6, 3.7. Unde sunt tarifele pe care ei, sau noile tarife, pe care ei vor să le impună agenților economici. Acest articol este abrogat și urmează mai departe în propunerea mea drepturile operatorului, obligațiile acestuia, drepturile operatorului, a beneficiarului. Aceste drepturi și obligații pentru ambele părți contractante nu sunt inventate, sunt luate din ordinul ANSS-ului 112, din 2007, nu? Așa este. Domnul Spână, da. V-am ascultat pe noastră. Da. Deci aceste drepturi și obligații ale părților contractante sunt luate din un ordin al președintului Agenției Naționale. Da? Da, din 2007. Deci nu este nimic nou sub soare cu privire la drepturile și obligațiile părților contractante. Este o propunere pe care o fac dumneavoastră. Vă cer votul dumneavoastră, nu să-mi îl dați mie, să-l dați agenților economici. Da? Mă adresez în primul rând Consiliul PSD, pentru că sunt majoritar în Consiliu și pot cântări la vot. Dacă țineți cont de agenții economici, dați votul. Dacă nu țineți cont, vă rog să nu dați votul. Vă mulțumesc, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule consilier. Am avut o expunere de motive, am avut un raport de specialitate, am avut un punct de vedere, am avut un aviz de nelegalitate, am avut un amendament. Deci, avem informații suficiente. Haideți să trecem la discuții pe marginea proiectului. Ne-a rugat domnul primar să aibă o primă intervenție, iar după aceea fiecare dintre dumneavoastră veți lua cuvântul la momentul la care am înțeles. Aveți cuvântul, domnule. Vreau să încep prin a expune puțin cadrul legal în ceea ce privește acest proiect în cuvinte simple, pentru că în cuvinte tehnice au fost deja expuse către colegii mei. S-au făcut numeroase speculații în aceste zile pe tema faptului că viceprimarul cu atribuțiile primare Alexandru Pistea dorește dublarea tarifului la gunoi, lucru care nu este adevărat. Și vreau să aduc și argumente în acest sens. În primul rând, acest proiect, această inițiativă cu care am venit astăzi în fața dumneavoastră, vine ca o solicitare cu caracter obligatoriu din partea ADIS-ului, motivată de faptul că va exista o ședință AGA, a Adunării Generale, în cadrul ADIS, la care și municipiul Onești are un vot. Acest vot nu poate să-l dea Alexandru Cristea de capul lui, trebuie să-l dea, așa cum îi spune Consiliul Local. Eu acolo sunt reprezentantul municipalității oneștene în această adunare, dar votul îl dau mandatat de Consiliul Local. Tocmai de aceea, proiectul exact așa cum l-am primit din partea ADIS, îl aveți în fața dumneavoastră. El vine într-adevăr cu o propunere de majorare a tarifului și la contrapartidă scăderea acestei cantități minime de la 1 metru cub la 0,5. Într-o ședință în cadrul ADIS-ului, eu l-am exprimat foarte clar punctul de vedere pe care l-am ca primar
și vreau să arăt și documentul, este datat de 11.03, a fost prezentat în cadrul ședinței de la ADIS și este menționat faptul, este menționat foarte cald faptul că municipiul Onești nu poate fi de acord cu aplicarea unui tarif unic de 317,73 lei tonă în perioada de tranziție pentru deșeurile de mediu urban, așa cum a solicitat compania Rompres. Însă pentru a avea un vot legitim în cadrul AGA, cadrul pe acest proiect, am nevoie de un puternicier din partea Consiliului Local. Așa cum veți vota dumneavoastră astăzi, așa voi vota eu acolo. Tocmai de aceea este binevenit amendamentul domnului Buzdugan care să aducă câteva clarificări și să aducă o poziție fermă din partea Oneștiului, pentru că vreau să vă spun, în urmă cu două săptămâni, am avut dimineața la ora 9, într-o luni, 80 de agenți economici care au venit să-și exprime încă o dată, în plus, nemulțumirea față de impunerea acestei cantități minime de un metru cub. Am avut numeroase persoane și la audiențe. Avem așadar astăzi această oportunitate de a regla contractul, de a reglementa într-un mod, așa cum considerăm noi firesc, înțelegerea contractuală dintre agenții economici și Rompresto. Și eu mi-aș bucura ca intervenția primăriei să fie strict în limitele legii în acest contract, să nu venim să forțăm nici pentru o parte, nici pentru alta. Mulțumesc, domnule primar. Alte discuții pe marginea proiectului? Doamna consilier Elena Pașcă, aveți cuvântul. Nu știu dacă vă aduceți aminte, în luna decembrie, când s-a supus votului Consiliului Local modelul de contract pentru persoane juridice, am venit cu o grămadă de modificări la acest proiect, la acest contract. Am invocat aceleași ordine, 112/2007, ordinea la RSC-ului, dar n-a fost auzită la momentul respectiv. S-a votat cu două mâini. Eu cred că pe viitor este foarte bine, ca în momentul în care un coleg, indiferent de orientarea politică a acestuia, indiferent de partidul din care provine, să dăm un piculeț de gir celor spuse în ședința de Consiliu Local, să ne uităm de două ori, pentru că acum veniți practic cu o propunere în ceea ce privește contractul pentru persoanele juridice, cu o propunere care seamănă foarte mult, nu în totalitate, cu ceea ce am discutat în decembrie 2015. Atât am avut de spus. Da, domnul președinte, un scurt drept la replică. Parțial sunt de acord, parțial spun, pentru că, sincer vă spun, nu mi-aduc aminte în detaliu și nefiind tehnician, jurist, nu pot să rețin toate amănuntele acestea. Aici cred că un punct de vedere pertinent ar putea să-l aibă domnul secretar. Mulțumesc. Domnul secretar, vreți să... Da, nu... Hai să aducem, hai să aduc, da. Putem lua procesul de bani? Nu, da, nu, nicio problemă. Eu, sincer, nu mi-aduc aminte. E foarte posibil să fie acest amendament sau propunere. Nu, 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 amendament. A fost în discuția privind acest model de contract, a fost subliniate chestiuni care acum au venit pe varianta amendamentului. Îmi permiteți, vă rog, să... Deci nu a fost amendament, să fie supus. N-a fost amendament. Îmi permiteți, vă rog, încă o dată, dacă avem păreri și mai ales dacă sunt și constructive, haideți să facem și amendamente și toate aceste discuții pe care le facem de multe ori pe marginea subiectului sau doar cu iz politic, să știți că de multe ori aduce o influență negativă în sensul în care scade credibilitatea celor care aduc niște propuneri la un moment dat pertinente. Sunt foarte multe vorbe dintre astea cu iz politic, la un moment dat se strecoară printre ele și chestiuni importante care nu mai sunt luate în seamă, fiind confundate în tot ansamblul. Eu cred că ceea ce spun eu e fără iz politic, dar dumneavoastră apreciați care iz politic... Absolut. Fiecare cuvânt pe care l-a spus n-a avut nicio legătură cu politica, da. Mulțumesc, domnul Spânu, iar după aceea domnul consilier Ene. Eu mai am o rugăminte vis-a-vis de ceea ce spuneți dumneavoastră și colegial, pe viitor, ori de câte ori. Ne este și nouă foarte greu. În momentul în care veniți și purtați discuții și invocați în cadrul ședinței anumite acte normative, să le avem în cap, să ne uităm pe calculator sau pe moment. Le faceți dinainte, le aduceți la cunoștință și... Dacă îmi permiteți, țineți minte că acest proiect din decembrie a fost depus foarte târziu. O zi. Foarte târziu și atunci, într-un interval foarte scurt de timp, să aveți pretenții ca noi să dăm răspunsuri... Sunt de acord cu dumneavoastră. În acea situație am fost cu și noi, că a venit adus și a discutat la acel proiect, datorită problemelor care se discută astăzi. Domnul consilier, aveți cuvântul. Da. Deci, domnul viceprimar, ați pierdut ocazia de a deveni mai inteligent. Pentru că un mare filozof spunea că dacă recunosc că
că am greșit atunci când am greșit, devin mai inteligent. Știm foarte bine că acum nu poți să te dai după degetele amendamentelor că din cauza asta noi n-am fost luat în serios atunci. Pentru că chiar n-am fost luat în serios. Iar principala problemă a fost aceasta privind cantitatea. Măcar puteau să vă întrebați, băi, dar poate au și ăștia dreptate, poate hai să vedem, să discutăm. S-a votat cu ambele mâini și s-a votat această hotărâre prin care a fost aprobat acest contracadru. Noi acum abrogăm această hotărâre? Avem articol de abrogare? Avem voie? Da. Bun. Legal. Opinia de nelegalitate privește numai prețul, da? Articolul 2. Restul nu poate fi vorba despre nelegalitate pentru că clauzele contractuale nu încalcă normele legale. Eu nu știu ce să spun, dar mi se pare că tot așa ne întoarcem târziu, poate, la ceea ce trebuia să gândim. Am o întrebare, dacă ce facem cu agenții economici, cărora nu le putem da autorizații de funcționare până când nu vin cu acest contract? Asta înseamnă ca noi să mergem înapoi cu proiectul, nu? În adunarea generală ADIS, cu proiectul nostru, să-l forma noastră, probabil că va fi respinsă, nu? Și mai pierdem câteva luni de zile, sau nu știu când... Ce facem cu acești agenți acum? Și doi, dacă totuși această modificare a prețului implică și o modificare a taxei. Asta aș vrea să știu. Deci au fost sequestrează prin amendament și dacă ar crește... Păi asta e vă, dacă... Pentru că eu am văzut că spune că nu se modifică taxa. Domnul Scornu, vă rog și cum să interveniți. Haideți să vă explic, să explic strict procedural modul de implementare a acestui contract. Fără să vă fac avocatul ADIS-ului sau oricărui. Interesul meu este strict pe municipiul Onești și primăria municipiului Onești. Situația în care amendamentul domnului Buzdogan este votat și se modifică contractul pe forma cadru potrivită ordinului 112. Nu mai corespunde cu forma înaintată de către ADIS, care va fi supusă aprobării adunării generale AGA. Orice vot îl veți lua dumneavoastră aici, orice hotărâre o veți lua, mult mai important va fi votul în AGA. Dacă amendamentul sau forma de contract nu va fi votat în AGA, dacă domnul primar nu va reuși să convingă toate cele 65 de unități administrative să voteze contractul în forma adoptată de municipiul Onești, de Consiliul Local Onești, nu se va mai aproba niciun model de contract, nici cel cu 0,5%, 0,5 metri cub, va rămâne forma veche a contractului, un metru cub. În aceste condiții, ceea ce a spus și domnul primar, intrăm într-un blocaj la nivelul municipiului Onești. În sensul că nu putem acorda autorizații de funcționare agenților economici dacă nu prezintă un contract cu Romprestu. Contract care va rămâne în vigoare va fi de un metru cub. Tocmai de aceea am translatat o perioadă de până la 31 martie ca să poată să vină aceste modificări în AGA, să poată să meargă. Domnul primar a propus cu 0,25 de metri cub, nu s-a aprobat în AGA, s-a mers cu 0,50. Și în situația asta se va crea un blocaj la nivelul municipiului Onești cu privire la acordarea autorizației de funcționare și cu privire la contractul de salubrizare. Adică am putea pierde și 0,5 metri cub. O secundă, aș vrea să aduc o completare domnului secretar. Azi dimineață, din informații pe care le-am mai colectat, am aflat că e o informație, încă nu am un document oficial, dar cred că așa este. În momentul de față nu există o părere unanimă în ceea ce privește aprobarea unui model de contract cu Romprestu, uniform în toate cele 65 de UAT-uri. Deci până acum am funcționat cu acest contract de un metru cub, care nu a fost aprobat în toate UAT-urile. Ceea ce ar fi, practic, s-ar replica situația dacă nu ar fi aprobat în AGA cu toate cele 65.
Deci o situație, un scenariu, o situație, e posibil ca, teoretic vorbind, toate cele 65 de unități administrative să vină cu un alt model de contract și să propună amendament pentru forma de contract în AGA. Ce va hotărâ AGA în unanimitate, atenție, în unanimitate, acela va fi modelul de contract pe care se va aplica. Eu cred că în acest caz, contractul nou aprobat de noi va opera pe raza municipiului nostru, așa cum s-a întâmplat și până acum cu, cu cel de un metru cub. Mulțumesc. Vreți să interveniți acum, da? Ca să nu... Vă rog, domnul primar, din cei 65 primari care se întâlnesc la Bacău, da? Câți pun capul în pământ și câți țin la comunele și orașele lor? Am fost singurul care am venit cu amendament și cu propunere în acest sens. Deci o flexie la picior de lemn. Da. Nu e o flexie la picior de lemn, domnul avocat. V-am explicat. Bun, atunci haideți să lăsăm cu metru cub. Nu facem nimic pentru... Nu lăsăm cu metru, dar să nu pierdem și 0,5 metri cub. Stați un pic, că nu știu dacă ați înțeles, dar 0,5 metri cub sunt dependenți de dublarea tarifului. Deci dacă dublați astăzi tariful la colectarea gunoiului, primiți 0,5 la agenții economici. Da, mulțumesc. Eu nu de vedere, ce nu sunt de acord. Vă rog frumos să respectați ordinea. Are cuvântul domnul consilier Emil Lernaru. Deci situația este foarte amestecată, multe păreri, dar trebuie să respectăm legea înainte de toate. Acea decizie a NRSC-ului odată, legea 101 pe 2006, trebuie respectată. Unde zice foarte clar. S-a aprobat prețul în HCL din decembrie 2015, trebuie să rămână valabil timp de 10 luni. 10 luni să facem în decembrie, deci anul viitor, 2017. E punct? 2016, dar se duce pe 2017. A doua chestiune. Înțeleg că noi am aprobat, de fapt, pentru o tonă de deșeuri, 162 de lei și 93 de bani. Așa am aprobat în decembrie. Cei de la ADIS vine acum cu adresă sau discuții purtate unde a fost și domnul Cristea, 317,73 pe tonă. Deci, practic, au dublat aproape. Aceste lucruri, deci, nu pot fi acceptate de nimeni. Chiar dacă ar dori ei să rezolve și să impună așa ceva, punctul de vedere al meu cel puțin este de a nu accepta. A doua chestiune, cu diferențierea, că cei care stau la parter plătesc o tonă, cei care stau la etaj, 0,5 tone. De la unul sus. Eu de la unul sus. Deci vreau să vă spun alta idee. Acum, ADIS-ul aprobă, de fapt, prețul acestui gunoi. Între Romprest, furnizorul de acest serviciu, și cetățeanul, conducător de societate comercială, se face în restul de condiții. Ăsta lucru un container, ți-l iau la timp, programul. Tariful, taxa, de fapt, este aprobată de organul legiuitor. Fie Consiliul Local și Consiliile Locale, aprobat mai departe de către ADIS-ul Bacău, da? Deci eu cred că trebuie să respectăm legea și să păstrăm ceea ce a fost în decembrie 2015. Așa mulțumesc, eu, domnule consilier. Doamna Pașcu? Noi și Elina, la prima Comisiei Juridice, am venit cu o propunere care, din punctul meu de vedere, ar fi, mi s-a spus că nu se poate, dar cred că ar fi fost utilă pentru a rezolva problema. Atâta vreme cât majorarea tarifului de la 160 și ceva la 317 este nelegal. Avem aviz de nelegalitate pe acest lucru. Există opinie de nelegalitate pe acest subiect. Eu cred că ar fi trebuit să propunem cele două solicitări ale ADIS-ului în două proiecte separate, tocmai pentru a nu ne trezi în situația în care o să rămână valabil contractul pentru agenții economici din decembrie 2015. Adică în decembrie 2015, clar că aveam o cantitate impusă mai mare decât cea cu care ADIS-ul vine acum prin contract. Adică, la momentul de față, ADIS-ul vine prin contract cu o cantitate de jumătate față de cea pe care Consiliul Local a aprobat-o în decembrie 2012. Atâta vreme cât ADIS-ul vine acum cu două puncte în cadrul aceluiași proiect, din care unul este total nelegal, adică sub nicio formă n-ai cum să dai vot favorabil, vot pozitiv la un astfel de proiect, cred că ar fi fost foarte util să facem două proiecte. Să fie un proiect care să aibă legătură cu contractul pentru persoane juridice, pentru a-i ajuta totuși și pe aceștia, pentru că vorbim de o înjumătățire a cantității. Nu este ideal. Nu este ceea ce ne dorim. Dar este jumătate din ceea ce s-a votat în decembrie 2015. Este mai bine.
Și să lăsăm celălalt punct, având ca obiect majorarea tarifului de la 160 la 317, să-l lăsăm într-un alt proiect. Asta e părerea mea. Da. Știu că am discutat-o ieri, a spus că nu se poate, dar... Eu cred că ar fi trebuit să faceți un amendament în sensul ăsta. Am discutat-o ieri, domnul Cristian, am discutat-o ieri la Comisia Juridică. Păi, dar ieri ne-ați dat amendamentul, domnul Buzdugan, domnul. Păi, da, și păi când să mai facem, domnul? Ieri la Comisia Juridică am stat de vorbă și v-am propus acest lucru. Am spus că nu se poate. V-am spus să nu mai gândiți-vă până mâine, că s-ar putea să se poată. Adică a fost o discuție. Acum e cu presa aici. Dar aici o chestiune... Am discutat, a fost prezent acolo. Aici o chestiune pe care domnul secretar va să o lămurească în privința... Dar aici puteți să vă... Propune unul sau... Poate să dacă el așa a venit, dacă el așa a venit de la AGA, e clar că votul se va face pe un proiect la Eu cum pot să facă două proiecte și cum votez acolo? Spuneți cum să votez acolo, că nu știu. Puteți aprecia, la momentul de față, ceea ce am spus eu aici este un amendament și să vină sușiți în ședință. Și din punct, voi să facă un proiect, să poată domnul. Haideți să ascultăm punctul de vedere al domnului Spânu, vă rog. Deci, în acest moment, acest proiect nu mai poate fi dijuns pe două proiecte. Putea fi înainte de votarea ordinului de zi. Dar nu ajuta. Bun, nici nu ajuta. Sau o ședință extraordinară. Bine, solicitarea aceasta a fost în mod expres a avisului, ceea ce a explicat și domnul primar, pentru că vine la pachet. Solicitare pe care n-ai cum să dă punctul. V-am spus și ieri în ședința de comisie și punctul meu de vedere inițial, ăsta a fost să mergem pe două proiecte. Dar pentru că din discuțiile cu adisul au solicitat sau din adresa au solicitat în mod expres un proiect de hotărâre cu trei articole, unul contractul, unul tariful și unul punctul de mandatul dat viceprimarului să voteze, așa am procedat și noi. Adică ne obligau să votăm și o chestie ilegală, numai pentru obținerea la 0,5%. Și revin la ceea ce am spus mai devreme. Indiferent dacă în Consiliul Local se votează două proiecte, în adis dacă se va merge în AGA cu un singur proiect, cum se va vota? Adică pe un proiect dați mandat pe o anumită formă, se respinge sau nu se respinge pe tarif, iar la pachet în AGA, ADIS, vin cele două. Cum va vota primarul acolo? Se vine cu hotărârea de Consiliu Local, se spune că s-a votat în două, dar nici nu... Eu cred că problema poate fi foarte ușor rezolvată prin aprobarea amendamentului domnului Dorogan, care elimină cantitățile minime. Bun. Haideți să mergem mai departe. Solicită cuvântul domnul viceprimar Nicolae Ignatiu. Ideal ar fi fost ca în acest proiect să putem scădea cantitatea minimă și totodată, oarecum se regăsește în ceea ce spune domnul Buzdugan, dar ar fi fost ideal să scădem cantitatea minimă astfel încât să fie acceptate de ADIS, adică 0,5, și să nu acceptăm dublarea prețului. Nu știu dacă lucrul ăsta tehnic se poate. Dacă nu, atunci e o problemă. Iar o întrebare pentru a clarifica anumite lucruri. Aș întreba-o pe doamna Romedia, pe domnul Spânu, care este diferența între tarif și între taxa specială. Vă spun imediat și de ce vă întreb lucrul acesta. Deci, practic, se spune că tariful nu poate fi modificat mai devreme de 10 luni, da? Tariful este cel licitat. Taxa este rezolvată cu tariful licitat, adică tariful oricare calitate. Am înțeles. Întrebarea este taxa specială se poate fi modificată în astea 10 luni? Taxa este indisolubil legat de tarif. Eu am pus o întrebare punctuală. Taxa poate fi modificată? Mă refer la cei 9,25 euro pe persoană. Poate fi modificată în aceste 10 luni? Da sau nu? Asta e întrebarea mea acolo. Dacă nu se modifică tariful, nu. Am înțeles. Cred că înțelegeți toți cei din sală de ce întreb lucrul acesta, apropo de anumite dezbateri și în fine. Mulțumesc mult. Mulțumesc, domnule viceprimar. Mai există alte discuții pe marginea proiectului? Având în vedere importanța votului pe care trebuie să luăm în acest moment, am fost rugat să facem o scurtă pauză pentru consumer. Dar ce vot să luăm? Amendamentul primar. Amendamentul și proiectul. Dar de ce? Dar trebuie, poate și însușește... Nu, vreau să proiectul. Repet, am fost rugat să acord o scurtă pauză de negocieri. Da. Dați-mi voie să-i și răspund domnului avocat. Dacă vreau să-mi însușesc, nu era nicio problemă să vin atunci cu o altă formă a proiectului. Dar am venit cu forma proiectului exact așa cum a venit de la ADIS și tocmai de aceea nu vreau să aduc modificări pe ea.
Consiliul Local va decide ceea ce voi face eu acolo, eu fiind reprezentant mandatat. Adică nu sunteți de acord cu amendamentul? Lumenie. Nu, păi cum nu înțelegeți? Dacă de la DIS a venit forma proiectului într-un anumit chip, eu altfel puteam să nu pun pe ordinea de zi dacă era, nu? Dar am o obligație în fața sau nu sunteți de acord cu asta, vreau să știu. Domnul avocat, moral, sunt de acord cu el, dar nu pot să-mi însușesc asta pentru că schimb forma inițiată a proiectului. Ce așa de greu de înțeles? Lumine. Nu știți cum e, moral sunt și eu de acord. Pauză, 10 minute pentru consultă. Nu pot să-mi asum, asta e. Păi da, și mie îmi convine să vin așa cu el, credeți? Unde ne-am acuterit? Începem cu amendamentul domnului Buzdugan. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Abțineri? Patru abțineri, da? Amendamentul domnului Buzdugan a trecut. Nu pare rău, n-a fost prezent în sală. Proiectul a trecut. Supun votului dumneavoastră. Proiectul cu amendamentul inclus, pentru că proiectul cu amendamentul la contract vizează doar anumite clauze ale contractului, nu? Deci e proiectul cu amendamentul inclus. Dați-mi și mie o lămurire, dacă-mi voi. Vă rog, domnul Buzdugan. Deci s-a trecut amendamentul. Punctul 3 din proiect este mandatarea primarului la Bacău, da? Da. Bun. Înseamnă că el va vota la Bacău. La microfon, vă rog. După cum se va vota proiectul. Voi trimite proiectul și se va face cu plac, se va construi proiect, la amendament la proiectul din... Este în regulă? Da. Mulțumesc. Supun votului dumneavoastră proiectul cu amendamentul domnului consilier Buzdugan. Cine este pentru? Deja suntem mai mulți. Deja e. Da. Cum vot mai mult? Împotrivă? Abțineri? Patru abțineri. Mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul 21 de pe ordinea de zi. Aveți cuvântul, domnule secretar, expunerea de motive. 21. Vă rog frumos să-l ascultăm pe domnul secretar. Doamne, domnul consilier, blocul de numărul 1 din strada Libertății municipiului Nești, numit și Evanzatul, este un bloc de egal 4 e, cu 269 de garsoniere pe locuințe sociale, preluat în anul 2012 de la SCA pe canal SA prin protocolul 22.627 din 17.11.2012. Prin hotărârea Consiliului Local 114 din 17.11.2012, Consiliul Local a aprobat odată cu administrarea blocului și contractele de furnizare a tuturor utilităților existente, deci contractele de furnizare a energiei electrice pentru toți chiriașii existenți. În urma verificărilor efectuate de instituțiile statului în anul 2014, s-a stabilit necesitatea încheierii de contracte de furnizare a energiei electrice individuale a chiriașilor direct cu furnizorul de energie electrică. Realizarea acestor contracte individuale presupune două lucrări distincte. Raportarea instalației de utilizare de la locul de consum la rețeaua electrică și realizarea instalației de utilizare. În acest sens, s-a elaborat de către proiectantul la organizație Geoelectronet 28 proiect SRLM, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern 28/2008, privind aprobarea consiliului cadru și a documentației tehnico-economice următoarele proiecte. Proiectul numărul 9/2015, alimentare cu energie electrică, bloc de garsoniere, Libertății 1 Evanzatul, valoarea totală a investiției este de 99.214.75 lei în plus, conform de dispoziția generală actualizată, intervenit de Geoelectronet 28 proiect. Proiect numărul 26/2015, alimentare cu energie electrică, bloc de garsoniere din strada Libertății 1 Evanzatul, începând instalații de utilizare, valoarea totală a investiției este 4.468.70 lei în plus, conform de dispoziția de ofertă actualizată. Pentru aceste componente, supunem spre aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre care am prezentat. Mulțumesc. Raportul de specialitate.
Stimați doamne și domnul consilieri, conformitate cu prevederile legii 215/2001 completată și modificată cu legea numărul 286/2006, articolul 36, să supunem atenție aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investițiile următoare. La blocul numărul 1 din strada Libertății, localitatea Onești, denumit și Evazat, un bloc tip parter cu 4 etaje cu 269 garsoniere tip locuințe sociale, este necesară încheierea de contracte individuale a chiriașilor direct cu furnizorul de energie electrică. În acest sens trebuie realizate două lucrări. 1. Acordarea instalației de utilizare de la locul de consum la rețeaua electrică prin realizarea lucrărilor stabilite în avizul tehnic elaborat de EON Moldova SA. 2. Realizarea instalației de utilizare ce presupune efectuarea a 244 garsoniere monofazate, din care 243 garsoniere și unul pentru holuri, ceilalți 26 de chiriași având deja contracte directe cu furnizorul. Documentul care atestă aprobarea documentației tehnico-economice și a cheltuielilor necesare este hotărârea Consiliului Local. În acest sens, indicatorii tehnico-economici pentru investiția alimentare pe energie electrică, bloc de garsoniere din strada Libertății 1 Evazat din municipiul Onești, conform cu proiect numărul 9/2015, întocmit de proiectantul investiției SC Geoelectronet 28 proiect, sunt valoarea investiției 92.214,75 lei inclusiv TVA, din care construcții montaj 42.427,2 lei inclusiv TVA. Durata de realizare 30 de zile. Finanțarea investiției, proiectul va fi finanțat de la bugetul local. Indicatorii tehnico-economici pentru investiția, alimentare cu energie electrică, bloc de garsoniere din strada Libertății 1 Evazat din municipiul Onești, instalație de utilizare, conform proiect numărul 26/2015, întocmit de același proiectant, sunt valoarea investiției 304.468,7 lei inclusiv TVA, din care construcții montaj 254.548,7 lei inclusiv TVA. Durata de realizare 60 de zile. Finanțarea investiției de la bugetul local. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc frumos! Avizul comisiei? Favorabil. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Domnul consilier Ciprian Zazu. Da, mulțumesc frumos! Pentru că am mai avut discuția asta legat de Evazatul și acum vreo 2 ani și ceva, într-o ședință, într-o duminică, tot așa, palmeș, problemă care era administrație, trebuia să o rezolve legislativ. Ca idee, nu suntem împotriva acestui proiect, însă vrem să vă semnalăm că tot ne-a cerut domnul Cristea soluții pentru bugetul local, surse de finanțare europene pentru asemenea proiecte. Decât să dăm 3 miliarde de lei din bugetul local, se pot găsi soluții din finanțare europeană, și am să vă citesc aici axa prioritară nouă, care se referă la sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, cu o sumă alocată de 100 milioane lei. Euro, prin care se finanțează proiecte de construire, reabilitare, modernizare, locuințe sociale. Asta ar fi fost o soluție dacă administrația locală ar fi găsit și alte surse de finanțare pentru cheltuielile publice. Fac aici o mică paranteză. Dacă s-ar fi atras fonduri, probabil că și taxele ar fi fost mai mici, probabil că și agenții economice ar fi avut parte de facilități fiscale. Tot legat de finanțările europene, este o axă prioritară 3, care pe 15.03.2016 a intrat în acțiune și care se referă la sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Suma alocată 2.300.000 euro. Finanțările încep, cele de finanțare se depun începând cu 16.05.2016 până la 16.11.2016. Și dacă mai permiteți un minut, aș dori să vă relatez ce înseamnă această axă prioritară, fiind tot o soluție pentru a degreva bugetul local de cheltuieli, atât a bugetul local, cât și a bugetului firmelor și comunităților locuințelor în special. Programul marchează un progres față de programele anterioare, pentru că pe lângă îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopării locuințelor, permite și următoarele lucrări. Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic, la noi cazul, dar înlocuirea corpului de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpul de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durata mare de viață sau înlocuirea liftelor și circuiturilor electrice din părțile comune.
Aici ar putea beneficia atât spitalul municipal, biblioteca municipală. Rog ca administrația locală să ia în vedere aceste axe de finanțare. Noi am mai spus și anul trecut, mai spunem și acum, probabil și viitorii consilieri liberali vor atrage atenția că există și surse alternative de finanțare a cheltuielilor publice. Suntem de acord ca idee, nu suntem de acord ca sursă de finanțare. Se pot atrage fonduri europene, nu știu dacă 100%, dar o cotă parte se pot atrage astfel încât acești 3 miliarde care îi plătim din bugetul local să fie aduși prin finanțare europeană. Mulțumesc frumos! Referitor la finanțările europene, transmit solicitare către Serviciul de Integrare Europeană să faceți o sinteză referitoare la informația pe care l-a transmis domnul Zanu și să avem o discuție pe tema aceasta. Iar referitor la finanțarea acestor investiții la blocul Evazatu, domnule Ciprian Zanu, vă aș propune în seara asta să mergem împreună în Evazatu și să le spunem că facem prin fonduri europene, trebuie să vreo 2 ani asta. Păi de 2 ani de zile tot se bate șaua pe subiectul ăsta. Care 2 ani, domnule? Acum 2 ani de zile, într-o duminică... Da, bun, dar deci haideți să vă spun. Și atunci... Bun, dați-mi voie, vă rog. Atunci, deci în momentul în care s-a pornit prima discuție, dacă se semna contractul de finanțare european, nu dacă s-a așteptat deschiderea unei linii și aplicarea mai târziu și documentații și așa mai departe și licitații, astăzi eram tot aici. Pentru că exista din acel moment sursa de finanțare. Da? Pentru că am ajuns astăzi aici datorită birocrației. Licitații, proiecte și așa mai departe, acordurile, avize de la EON, una peste alta. La fiecare 2 săptămâni chem investițiile la mine să urmăresc proiectul de la Evazatu. La fiecare audiență vin oameni din Evazatu să ne atragă atenția pe problema asta. Mi-e rușine în fața lor că am ajuns în momentul ăsta, dar nu am putut să ocolesc termene legale pe fiecare procedură. Mulțumesc! Dacă mai există discuții pe marginea, domnul consilier Emil Emnau, aveți cuvântul? Deci este bine că se face un prim pas pentru a asigura o utilitate în condiții umane corecte fiecărui locatar din blocul de bază. Dar rămâne părerea și această lucrare trebuie făcută imediat. Imediat pentru a avea energie independentă, energie electrică. Unde are și calorifer, poate să aibă și apă caldă dacă iau un aparat de limană, vedeți că fac ăștia reclamă la televizor, se rezolvă și aspectul ăsta. Dar proiectul acela care este de transformare a întregului bloc Evazatu, nu? Proiect care a fost dus la vederea Ministerului Dezvoltării Regionale și a fost depus odată. S-au purtat discuții cu dânsii. Și l-a retrimis înapoi pentru analiză. Cred eu că de urgență trebuie retransmis și cu fonduri europene se poate rezolva fonduri europene sau cele ale bugetului de stat. Pentru că există niște fonduri surse separate care se pot face. Este necesar pentru lucrarea care va conduce la a avea bucătărie, grup sanitar propriu și o cameră de dormit. Sunt lucruri normale. Ceea ce facem noi este o chestiune de îngrijiri paliative, cum spune domnul doctor, da? Cam așa e. Dar mai ținem înainte. Dar curent la fiecare trebuie să facem acum și partea a doua cu fondurile la Ministerul Dezvoltării Regionale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Da, un scurt răspuns, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Referitor la proiectul domnului Lenaru, eu din ce înțeleg, așa cum am avut discuție și atunci când s-a votat bugetul, dacă s-ar implementa acel proiect, ar trebui să dăm oameni afară din cadru, pentru că în momentul de față capacitatea de ocupare e foarte ridicată. Doi la mână, referitor la proiectul de astăzi, el n-ar fi putut să fie pus în dezbatere astăzi dacă bugetul ar fi fost aprobat cu amendamentul pe care domnul Lemnaru l-a propus cu 0 lei pentru Evazatu pentru instalații electrice. Vă rog, domnule consilier. De ce vreau să vă spun? 0 lei nu sunt. Doar dacă puneți niște eoliene sus, fă niște panouri solare. Păi nu, 0 lei ați făcut dumneavoastră. Dumneavoastră, eu am spus, valoarea este mare și trebuie analizată de văzut dacă cumva mai trebuie ajustat de acolo, domnul Cristian. Eu transmit. Astea trebuie să le dumneavoastră. Vă transmit. Pentru că lucrurile acestea trebuie să tratate cu foarte mare seriozitate și la timpul potrivit. Întrebarea mea este și a spus, de ce am întârziat atât? De ce am întârziat 4 ani de zile și am terminat proiectul ăsta, domnul Cristian? Domnule, vorbesc de ultimii 4 ani de zile tărăgânat. Ați pierdut alegerile, da? Păi asta pentru noi. Dar ce vreau să vă spun în continuare? Ați spus ce facem cu oamenii de acolo că îi mutăm. Este exact scuza care au unii proprietari de apartamente cu bulină roșie, unii trebuie să facă intervenții. Dumnezeu, să facă intervenții. Facă conducte de apă potabilă, conducte de canalizare și rezolvă treaba.
aveți un etaj liber complet acolo. Este? E de unde să înceapă. Totul e să se vrea. Dacă e voință, dar trebuie să fie și putință. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier. Domnul consilier, doriți să... Da, acum am gândit dacă proiectul acela pe care știu că și eu am votat, eram consilier al domnului Lernau, e un proiect care nu trebuie abandonat. Ce, ce trebuie recunoscut, trebuie recunoscut. Dar în același timp, și colegii mei au punctat, sunt fonduri europene și păcat să nu profităm de ele. Domnul avocat, o singură întrebare. Poate înțeleg greșit. Și valabil și pentru domnul Lernar. Eu n-am văzut proiectul cu ochii mei, dar întrebarea este simplă. Reduce capacitatea actuală de cazare sau nu, respectivul proiect? Sigur. Deci o reduce. Asta înseamnă că trebuie să dăm oameni afară. Domnul Cristian, deci acolo sunt în jur de 400 de cetățeni care sunt. Dar pe aia direct, știți, sunt unii cetățeni ai municipiului Orești și alții care nu sunt cetățeni ai municipiului Orești. Trebuie să găsite soluții pentru toți. Am înțeles. Și atunci încercăm să rezolvăm problema pentru care sunt cetățenii orașului. Pas cu pas, familie cu copii și după aceea rezolvăm și cu ceilalți. Totul e să vrem. Asta, dar cu spunea de la început, nu înțelegeam, da? Eu vă spun sincer că prin semnătura mea, mi-e foarte greu să dau pe cineva afară și nu știu dacă sunt și cu alte domicilii. Dar nu ți-a sperie în afară, domnule. Trebuie să-i mângâiați. Mulțumesc. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Domnul Jit Copici. Pentru. Da? Voturi împotrivă, abțineri, unanimitate, proiectul a trecut. Expunere de motive, proiectul 22, domnule secretar. Doamne, domnule consilier, potrivit articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Unesc, cu modificările și completările ulterioare, președintele de ședință va fi desemnat din rândul consilierilor locali în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Având în vedere că mandatul domnului consilier Florian Constantin, aprobat prin HL 36 din 15.2.2016, se sfârșește la sfârșitul lunii martie, considerăm oportun că este următorul consilier în funcție în ordine alfabetică să fie președintele de ședință, motiv pentru care se propune adoptarea unei hotărâri în acest sens pentru luna aprilie, care va deveni atribuțiile proiectului de regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local. Raportul de societate să citesc trofeu, merită în continuare lungă. Potrivit articolului 35 din legea 215 administrației publice locale, după declararea care v-au constituit Consiliul Local al legii numărul 16, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locale în funcție, un președinte de ședință pe perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârile adoptate de acestea, iar potrivit articolului 41, ședințele Consiliului Local sunt conduse de un președinte de ședință ales în condițiile previste articolului 35. Conform articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, după declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Durata mandatului președintelui de ședință este de lună calendaristică. Următoarele ședințe vor fi conduse pe rând de către un președinte de ședință din rândul consilierului local în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. În cazul în care consilierul local lipsește sau refuză să fie președinte de ședință, acesta pierde rândul urmând fiind propus următorul. În cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să conducă ședința, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora va fi ales președinte de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali prezenți, care va conduce ședința respectivă. Având în vedere că mandatul domnului consilier Florian Constantin expiră la sfârșitul lunii martie, considerăm legal și oportun alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de lună calendaristică și care va îndeplini în luna aprilie 2016 atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local și apreciam că proiectul de hotărâre poate fi aprobat în forma prezentată. Propunerea pentru președinte de ședință în ordine alfabetic este domnul Gnatiuc Nicolae. Mulțumesc, domnule secretar. Avizul comisiei. Aviz favorabil. Și la comisie la fel. Comisia. Mulțumesc. Cine este pentru? Există discuții pe marginea... Nu există, da? Cine este pentru? Dacă nu refuză... Abțineri? Voturi împotrivă? În unanimitate. Mulțumesc frumos! Doamna director, așteptăm informarea dumneavoastră. Și situația ajutoarelor de urgență acordată de Direcția Generală de Asistență Socială persoanelor nevoiașe de la municipiul Orești, care se încadrează în prevederile legii 416 din 2001 cu modificările și completările ulterioare, se prezintă astfel.
În anul 2012, număr de beneficiari 22 bani, 29.032 lei. În 2013, 95 de persoane, 49.668 lei. În 2014, 80 de persoane, 49.554. În 2015, 97 de persoane, 60.193 lei. Au mai fost acordate sume prin aprobarea Consiliului Local, astfel am avut 5.000 de lei în anul 2014 pentru incendiu și în 2015 am avut 36.450 la fel pentru incendii și 20.000 de lei pentru colectiv. Numărul persoanelor care solicită ajutoare de urgență se poate observa că este în creștere de la un an la altul, ceea ce scoate în evidență faptul că posibilitățile de a-și rezolva problemele existente în viața unei persoane sau unei familii sunt insuficiente. În general, solicitările sunt aceleași, așa cum ar fi înmormântări, analize medicale, materiale de construcție, alimente, îmbrăcăminte și materiale igienico-sanitare, achiziționare calorifere pentru perioada sezonului rece, achiziționare calorifere regulante, intervenții medicale de orice fel. Situația prezentată scoate în evidență și faptul că au fost acordate diverse sume pentru incendii și decese prin hotărârea Consiliului Local. Există angajamente din partea Comisiei ce își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială de a acorda și în perioada următoare ajutare de urgență persoanelor de pe raza municipiului Odești cu respectarea prevederilor legale. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna director! Ultimul proiect de ordine de zi de astăzi, diverse, dacă există probleme importante, vă rog frumos să luați cuvântul. Domnul consilier Zandu și Priana, aveți cuvântul? Da, dacă m-aș asculte cineva. Haideți să ascultăm, vă rog frumos, câteva minute mai durează. O solicitare din partea unui membru al Consiliului de Administrație la școala numărul 8. Este vorba de acea stradă Armoniei, care este foarte îngustă, iar unde vedem că este o școală și o grădiniță acolo, poate este o soluție astfel încât copiii și elevii să fie protejați de mașini. Asta ar fi solicitarea ca de... Un sens interzis. Un sens interzis, o care, nu știu, poate un sens interzis ar ajuta sau poate s-ar putea crea un mic trotuar, având în vedere și spațiile verzi mici acolo, Armoniei, în spate la școală. De acest spațiu de școală. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Doamna consilieră Elena Pașcu. Tot foarte scurt o să fie și la mine. Problema plății taxei de salubrizare la ghișeu. Sunt foarte mulți oameni care au venit și au spus că vor să plătească taxa de salubrizare și nu li s-a încasat pentru că mai au restanțe. Sunt persoane care au avut restanțe și au putut plăti, persoane care cărora nu li s-a încasat pentru că aveau restanțe. Cred că e o chestie care ar trebui lămurită, ar trebui perceput această taxă, indiferent dacă există sau nu restanțe. Ea se duce într-un cont distinct. Cred că ar trebui să vorbiți la ghișeu pentru că nu fi niciun fel de probleme pe viitor. Doi, aș avea o solicitare că ordinea proiectelor pe care le discutăm în ședințele de Consiliu Local să fie făcută în așa fel încât am văzut că doamna Țăranu a venit de la începutul ședinței și asta până la sfârșit. Mi s-ar părea normal ca am proiectele care... Am observat foarte târziu că puteam să solicit votul dumneavoastră pentru a comasa da, proiectele. Poate pe viitor o să fim atenți la chestiunea asta. Și în al treilea rând... Doamna Țăranu i-a făcut plăcere să stea în rândul nostru. Ei, totuși e vorba de un om care a venit de dimineață de la ora 8. Eu sunt de la șantă. Nu mi-a spus nimic. Am grijă pe viitor. Și mai e încă o problemă cu cei care, persoane care sunt angajate la cinematograf. Am înțeles că nu au niciun fel de sporuri pentru că lucrează sâmbetele, duminicile, nu știu. Nu știu, verificați un piculeț, pentru că totuși... I-am dat soluții doamnei director, dar lumea ei, e bucățica ei și... N-am discutat, eu am auzit de la unii alții. Am avut și așa. Ne-am putut să la cunoștință, am apreciat să pun problema în ședință de consiliu. Mulțumesc, mai există și altcineva? Legat de, ce a zis colega mea, noi am discutat în Comisia Economică legat de acest subiect de plata taxei sau salubritate și plata taxelor clădiri, terenul și n-au nicio legătură cu asta. Nu este condiționată plata taxei salubritate de plata anterioară a celorlalte restanțe. Dacă nu, este o, dacă nu este o prevedere în codul fiscal care să oblige la asta, atunci... Răspunsul din la Comisia Economică a domnului Găbureanu s-a spus că nu are nicio legătură cu altceva. Dați-mi un răspuns. Nu știu. Ce știu eu că plățile de la bugetul local sunt condiționate de plata amenzii. Dar trebuie verificată dacă și taxa specială intră în categoria aceasta.
Da, nu știu, verificăm, da, o să verificăm. Domnul consilier, de zonă, aveți... Da, am fiul rugăminte, domn Crintin. Vă rog să declarați închisă de spatele. Da, domnul scurte intervenție. Haideți să nu mai stăm la coadă la plata impozitului cum am stat eu. Da. Și să încercăm să luăm acele trecuri cu acces la plata electronică, lăsând, depunând copie după cartea de identitate. Să dăm un exemplu. Doi, vreau să vă anunț că dacă nu știați, numai dacă nu știați, că atleta Mirela Larbic, da, membra completă CSM Onești, a luat medalia de bronz împreună cu ștafeta de 4 ori, 400, nu contează, ea este membra este legitimată la CSM-ul cu dublă legitimare. Așa și a luat medalia de bronz, a fost, eu am urmărit, unde, la ce? La campionatele mondiale indoor în America, a fost schimbul 2, a făcut un, o cursă fenomenală, că a calificat, deci, nu știu dacă se califică la Olimpiadă sau la Zaxic, dar la următoarea ședință, dacă poate, să o invităm, să facem un proiect de hotărâre semnat de toți consilierii, ca să nu fie niciun fel, și să o omagiem așa cum trebuie, pentru că până la urmă trebuie să dăunești. Deci, să înțeleg că e onorific. Deci cu proiect de hotărâre e onorific. Să aveți cu bani. Trebuie premiată pentru că avem un regulament de premiere. Și dacă campionatul mondial, nu știu că nu. Și merită. Opinia Curții de Conturi a fost că nu putem să mai facem astfel de lucruri. Dom'le, dar nu cred că un campionat... Da. Explicați-le celor de la Curtea de Conturi. Domnul consilier Emil Lemnaru. Sunt câteva probleme legate de spațiul unde desfășoară activitatea socială. Etajul 4. Trebuie eliberat. Știți la ce mă refer, nu? Deci cele două apartamente care sunt acolo trebuie să eliberate, că adânci să se mute sus, sunt înghesuiți. Sunt eliberate. Și cu hârtiile făcute... Sunt eliberate cele două apartamente. Trebuie făcute toate documentele. Exact, sigur că da. Stau oamenii și dacă se ocupă de social și noi consilieri în fund de situația socială adâncilor. Corect. Sunt eliberate cele două apartamente. Da, da, trebuie hârtia, da, zapista. Așa și cu rață, aici am întâlnit multe lucruri. Am încheiat ședința de astăzi. Mulțumesc frumos!